Paul Feval, Misterele Londrei, volumul al doilea, Fica Spânzuratului, capitolul întâi, Hanul Regele George. Ne-am despărțit de cititori în clipa în care Miss Mary Trevor, înșelată ca și tatăl ei de scena mută jucată de Susanna la căpătâiul lui Frank Percival, consimțea să-și ofere mâna marchizului de Rio Santo. După această scenă, am părăsit brusc saloanele de la Trevor House pentru modesta cămăruță a celor două domnișoare McFarlane pe care Bob Lanter, scumpul băiețaș, cum îl numea bravul capitan Paddy O'Crane, le condusese și le lăsase într-o odaie a hanului regele George, construit pe pilon pe malul Tamisei. Trecuse aproape o oră de când Anna și Clary sosiseră la hanul regele George. Stăteau la masa pregătită pentru cină și așteptau cu nerăbdare sosirea tatălui lor. Din când în când se auzeau pași pe coridor și un foșnet de rochie în dreptul ușii, ca și cum cineva s-ar fi apropiat de gaura cheii să vadă și să asculte. La început, Anna și Clary vorbiseră fericite despre tatăl lor, puțin despre Stephen, și despre cele două castele pe care tinerele fete se pricep atât de bine să le clădească pe nisipul mișcător al viitorului. Încetul cu încetul, datorită în parte și singurătății, se întristaseră pe nesimțite. O greutate le-a apăsat inimile. Camera în care se aflau era încăpătoare. Un pat înalt cu baldachin și perdelele trase constituia, împreună cu scaunele, masa și un scrin în stil antic, tot mobilierul odăii care, grație acestei goliciuni, părea și mai mare. Noaptea era întunecoasă și o singură lumânare își risipea lumina tremurând în tenebrele încăperii. Gravă și îngândurată, Clary privea fereastra unde apărea la lungi intervale lumina rapidă a câte unui vas în plină viteză. Ana, speriată de-a binelea, dar neîndrăznit să se plângă, își prinsese capul în palme și încerca să-și închipuie că se află în casa mătușii ei sub protecția lui Stephen McNabb. Clary, rostia în cele din urmă cu glas înăbușit și fără să-și descopere fața. Clary își îndreptă spre ea privirea ei tristă, dar liniștită. Nu ți-e teamă deloc? Continua Ana. Vai ce sumbră și rece e camera asta, surioară! Trebuie să fie târziu. Dacă mă gândesc bine, omul acela care ne-a adus aici nu semăna cu Duncan de Lind. Parcă îl recunoscuse și imediat, rosti Clary surâzând. Nu știu ce să mai spun. Duncan n-are privirea aceea sălbatică, zâmbetul furiș. Aș vrea să plec de aici, Clary. Și ce o să spună tata, prostuță mică? Haide, liniștește-te. De ce să te temi la ora asta în mijlocul Londrei care îi încătrează? Nu știu, spuse iar Ana cu o voce tremurândă. Mi-e frică. Niciodată nu mi-a fost așa de frică. Când rosti aceste cuvinte, se auzi un zgomot la ușă și biata copilă se ghemui înfiorată lângă sora ei, a cărei frunte semiață nu-și pierduse seninătatea. Ușa se deschise. Mrs. Graff își făcu apariția înarmată cu cel mai drăgălaș surâs și însoțită de Mr. Graff, al cărui chip posac părea îmbogățit de un nou val de proastă dispoziție. Mrs. Graff ducea un castron. Mr. Graff ținea în mână un ulcior cu bere scoțiană. Frumoasele mele domnișoare, spuse Mrs. Graff făcând o plecăciune. Văd că domnul McFarlane întârzie astă seară. Spunea că se întoarce cel mai târziu la 6. Foarte curios. Foarte curios, mormăi Mr. Graff, uitându-se cu ochii lui bulbucați și injectați la Ana. Dragul meu, spuse cu blândețe Mrs. Graff, lasă vorba, pune urciorul pe masă și șterge-o. Grăsanul execută mai decât ordinul. Haideți, haideți, dragele mele, continua voioasă hangița de îndată ce soțul ei ieși pe ușă. Domnul McFarlane nu se mai întârzie mult. Mâncați și beți până atunci, zău așa. Clary făcu un gest de refuz.
Bere scoțiană, copila mea, exclamă Mrs. Graff, umplând paharele celor două surori. Adevărată bere din St. Dunstan, pe cuvântul meu, trebuie să gustați, dragele mele, sau poate preferați un degețel de whisky? Îl așteptăm pe tata, spuse Clary pe un ton sec, menit să pună capăt invitațiilor. Mrs. Graff primi aceste ordine reci cu un surâs angelic care îi descoperi un șir de dinți negriți. Frumoasă domnișoară, răspunse ea, firește, dumneavoastră faceți cum doriți, dar berea e bună pe sănătatea mea. Mrs. Graff salută și coborâ din nou scara. Mr. Graff, strigă ea în momentul când intră în salonul de la parter, Dumnezeu să mi te păstreze drept pedeapsă. Nu-mi puteai sări în ajutor să le conving pe gâștele alea? Mi-ai spus să tac din gură. Asta ți-o spun și acum. Ah, Mr. Graff, aș da nu știu cât ăluia care mi-ar spune la ce ești bun pe lumea asta. Pe cuvântul meu că-aș face-o. Știi ce o să se întâmple? N-or să pună gura pe băutură. Or să steie treze ca niște pisici în luna aprilie. M-auzi? Draga mea, taci, domnule, dacă nu știi să torni decât prostii. Ah, Dumnezeule, am ajuns de plânsul lumii. Ce o să spună meșterul Bob care ne-a plătit înainte? O să-i dăm înapoi cele 20 de lire? Răspunde. Să-i dăm înapoi cele 20 de lire, baby. Te întreb, Mr. Graff. Zău, baby, eu cred... Nu ți-am spus să taci? Strigă drăgălașa hangiță, pentru numele lui Dumnezeu. Cruță-mă un pic. Ah, de-aș fi avut un alt bărbat, dar acum nu se mai poate schimba nimic. Într-adevăr, faptul era consumat de 20 de ani. Mr. Graff își plecă timid privirea lui teribilă și nu mai îndrăzni să rostească un singur cuvânt. Nevastă-sa se uită la el timp de un minut, cu un dispreț suveran, apoi plictisită de sigur de faptul că nu mai avea cu cine vorbi, urcă încet scara care ducea la odaia celor două tinere. Ajunsă pe palier, își lipi discret ochiul de gaura cheii. Mrs. Graff purta o roche de mătase închisă până la bărbie, ca orice metodistă virtuoasă care se respectă. Aceasta explica foșnetul care se auzea uneori din cameră. Vedea perfect, dar nu putea să audă. Împrejurare cu atât mai deplorabilă, cu cât cele două surori discutau tocmai despre ea. De ce ai repezit-o pe hangiță? Spuse în cele din urmă Ana. Pare o femeie cum se cade și politicoasă. Nu mai mi-e teamă. Acum aș putea să aștept până la miezul nopții, fără să tremur. Până la miezul nopții, repetă Clary, ale cărei sprâncene se încruntară ușor. Să dea Dumnezeu să vină tata. Te-a uitat bine la femeia asta, surioară? Desigur, Clary, îmi venea chiar să o sărut. Teama începuse să mă sugrume. Nu găsești, continuă Clary, ca și cum ar fi gândit cu voce tare, care avea ceva ciudat în privire? Ciudat? Nu, zău că nu. Poate vrei să spui ceva plăcut. Zâmbetul ei m-a indispus, spuse Clary în șoaptă. Mie mi-a făcut foarte bine, surioară. Vai, dar ce palidă ești și ce gravă, ce tristă. Te tem de ceva, Clary? Rostind cuvântul teamă, fricoasa copilă își pierdu aerul de veselie și se ghemui din nou lângă sora ei. Clary nu răspunse. Răutăcioasă, spuse Ana. Tocmai când mă liniștisem și eu puțin, tu mă sperii iar. Clary o privi cu un aer nehotărât și îi luă mâinile, silindu-se să zâmbească. Las că vine tata, grăia. O, da, dragul de el, exclamă Ana. O să-l revedem. Poate ne va lua cu el în scumpa noastră Scoție, împreună cu... Cu Steven? Completă Clary râzând încet. Ana se îmbujoră. Cu mătușa, murmură ea, și vărul nostru, dacă o să-i facă plăcere. Firește că o să-i facă plăcere, surioară dragă, dar tata întârzie tare mult. Clary rosti aceste cuvinte cu o neliniște atât de profundă, încât Ana început să tremure fără voia ei. Întârzierea tatălui ei îi se părea inexplicabilă. Mai întâi se temea pentru el, dar se temea și pentru sora ei.
căci își amintea de îndoielile recente asupra pretinsului Duncan de Lead și aceste îndoieli, pe măsură ce chibzuia mai mult, se materializau în închipuirea ei într-atât, încât aduceau aproape cu o certitudine. Pe vremea aceea se vorbea mult despre răpiri misterioase și atentate nelegiuite, iar teribilul renume al asasinilor furnizori de cadavre și al altor speculanți ai morții tulbura adesea somnul fetelor tinere. Clary avea deci motive să se teamă în situația în care se afla, părăsită împreună cu sora ei într-un han necunoscut, unde fusese condusă de un individ suspect. Dar teama nu putea să subjuge multă vreme firea ei dârză și Clary își reveni curând. Beata Ana, zdrobită de spaima tulbure ce o cuprinsese, își lăsase capul pe mână și părea gata-gata să-și piardă cunoștința. Clary îi luă mâna rece și o mângâie. La urma urmei, nu putem spune că ne aflăm în bârloul unei bande de hoți, murmură ea. Am vrut doar să văd dacă ești mai curajoasă ca altădată, Ana. Liniștește-te. Aici suntem păzite la fel de bine ca și la noi acasă. Ah, ce-ar mai râde Steven, fricoasă mică, dacă te-ar vedea cum tremuri. Ana ridică fruntea și a avut senzația că Clary nu se mai temea, ceea ce o făcu să-și regăsească curajul. Ești cam rece, continuă Clary. Nu vrei să mâncăm? Ți-e foame, Clary? Întrebă Ana cu admirație. Eu simt încă o greutate pe inimă. Aș bea puțină apă. Obrajii ei palizi se însuflețiră și gura micuță căpătă o expresie veselă. Dar de ce apă? Exclamă ea, aducând paharul înalt în care berea își pierduse spuma groasă. Asta o să mă învioreze, Clary. Să bem în sănătatea tatălui nostru. Trase o înghițitură zdravănă. Un zgomot ușor se auzi din direcția ușii. E strașnică, urmă Ana. Efi de Lid n-a făcut-o niciodată mai bună. Nu te mai simți scoțiană, Clary. Te somnezi să bei în sănătatea mea. Clary, fericită că își vedea surioara foarte bine dispusă, luă la rândul ei paharul și bău. De data aceasta se auzi foarte clar un zgomot de pași care se îndepărtau pe coridor, pentru a se pierde curând pe treptele scării. Pașii erau ai blândei Mrs. Graff, a cărei privire discretă nu părăsise gaura cheii în tot timpul scenei pe care am povestit-o adineauri. Au băut, au băut, porumbițele!" strigă ea, îndreptându-se în grabă spre salonul de jos, unde Mr. Graff sfărăia lângă foc în așteptarea ei. Au băut amândouă ca niște brave fiice ale Scoției. Mr. Graff se trezi din somn tresărind. Ce s-a întâmplat, scumpa mea? Ce s-a întâmplat?" întrebă soțul legitim. S-a întâmplat, Mr. Graff, borțos inutil și stupid. S-a întâmplat, trântor nerușinat. Cele două fete ale moșierului au băut licoarea domnului Bab. Într-adevăr, au băut-o, scumpa mea. Au băut-o și să fiu a naibii dacă n-or aștepta acum liniștite sosirea moșierului care vânează cocoși în bălăriile de la Teviotdale. E cam târziu pentru vânatul cocoșilor, murmură Mr. Graff. De vreme sau târziu, n-are importanță, i-o reteză cu asprime hangița. Ceea ce-i sigur e că moșierul se află la 200 de mile de hanul nostru și că... În timp ce Mrs. Graff mai vorbea, ușa de la stradă se deschise brusc și un bărbat înfășurat într-o manta scoțiană își făcu apariția în salonul de la parterul hanului. Mrs. Graff nu mai apucă să-și termine fraza începută. Rămase ca lovită de trăsnet pe scaunul din fața soțului ei. Moșierul, șopti îngrozită. Dracul a adus. Sfârșitul capitolului întâi. Paul Feval, Misterele Londrei. Volumul al doilea, Fiica Spânzuratului. Capitolul 2. Doi îngeri pe marginea unei prăpăsti. Bărbatul care intrase în salonul de la parterul lui hanului regele George putea să aibă vreo 50 de ani, dar părea mult mai bătrân. Când își scosese mantaua și pălăria, apăru una din acele figuri sanguine pe care paloarea nu-și poate găsi loc
decât după ani îndelungați de suferință. Totuși, chipul său era palid. Pe fiecare trăsătură stătea antipărit cu litere vizibile un întreg șir de suferințe fără leac, de nehotărâri dureroase, de neliniști, de aspirații și de lupte cumplite purtate în adâncul sufletului, cu energia sălbatică a unor pasiuni nedomesticite. Mincinoșii iscusiți au grijă să se apropie cât mai mult de adevăr în născocirile lor. Ei dobândesc astfel un fel de culoare locală, cu care oamenii de bună credință sunt lesne trași pe sfoară. Bob Lantern, care era un mincinos de prima mână, avusese grijă să nu uite acest principiu elementar al meseriei. Dintre toate hanurile suspecte în care ar fi putut fi la fel de ușor să-și pună în aplicare planurile diabolice, îl alesese tocmai pe cel al lui Mr. Graff, deoarece Angus MacFarlane obișnuia să tragă acolo ori de câte ori venea la Londra. Omul care abia intrase era într-adevăr moșierul Angus MacFarlane de la castelul din Crewe. Cum spuneam, sosirea lui într-un asemenea moment fu o adevărată lovitură de trăsnet pentru cei doi proprietari. Mrs. Graff căzu pe un scaun fără spătar, în vreme ce soțul ei holbă ochii prostește și începu să răsucească nervos părul aspru al favoriților săi roșcați. Angus nu dădu nicio importanță emoției lor. Își apropie de foc veșmintele udate de ploaie și aruncă pe masă pălăria sa garnisită cu o ramură de tisă. Sunt foarte obosit, spuse el. Pregătiți-mi camera. Camera dumneavoastră, repetă Graf, mormăind. Camera dumneavoastră, domnule MacFarlane. A furisit să fiu dacă mă așteptam să vă văd în seara asta. Da, domnule MacFarlane, sau înălțimea voastră, cum vi se spune acum, pe legea mea. Dracu să mă ia dacă vă așteptam. A luat altcineva camera mea? Întrebă moșierul. Dacă a luat-o? Slavă Domnului, regele George are destule. Cât despre a dumneavoastră... Mai puțină vorbă, prietene, îl întrerupse blând hangița, care avusese timp să-și revină și al cărei zâmbet strălucea din nou. Ah, înălțimea voastră a vrut să ne facă o surpriză. Cum se simte înălțimea voastră? Ce vești ne aduceți din țară? Întrebările fusese răpuse cu o nespusă volubilitate și cu un aer care voia să fie prietenos și vesel. Mă simt prost, răspunse rece moșierul, și n-am nicio veste. Nu vreți să-mi pregătiți camera? Mr. Graff voia tocmai să ia cuvântul, dar nevastă sa îi închise gura printr-un semn al mâinii. Fiecare își câștigă pâinea cum poate, înălțimea voastră, spuse ea pe un ton insinuant, în care se simțea totuși o ușoară nuanță de ironie. Nu toată lumea a primit ca dumneavoastră drept moștenire un castel frumos care aduce mai multe lire decât și lingii ce-i câștigăm noi. Camera dumneavoastră ne slujește la un mic comerț pe Tamisa. Și chiar în clipa asta avem acolo câteva baloturi. Scoateți-le de acolo, spuse MacFarlane nerăbdător. Dar avem și alte camere, ce naiba, mormăi Graf prost dispus. Dragul meu, interveni Mrs. Graf, mai țineți gura. Cred că înălțimea sa are tot dreptul să-și aleagă camera care îi place. Vă rog, puțină răbdare, Mr. MacFarlane. În maximum jumătate de oră totul va fi pregătit. Să vă servesc între timp cina? Am să mănânc în camera mea, spuse moșierul. Zorește-ți oamenii, doamnă. Toată casa mea se află la dispoziția înălțimii voastre, replică Mrs. Graff, căreia nimic nu putea să-i tulbure blândețea inalterabilă. Alerg și mă întorc numai decât. Mr. MacFarlane, totul nu o să dureze mai mult de un sfert de oră. Se ridică și ciupi zdreavă în întreagăt brațul soțului ei, care și înăbuși un țipă de durere. Încearcă să ții de vorbă, îi strecură ea la ureche, și când ai să mă auzi tușind, puteți urca. Mr. Graff făcu un semn de supunere. Angus MacFarlane se așeză pe scaunul pe care îl părăsise hangița și îl apropie de foc. Azi un fric al naibii, domnule MacFarlane, începu brusc Mr. Graff,
căruia îi stătea pe inimă porunca suveranei lui de a-l ține de vorbă pe moșier. Un frig afurisit, brr! O să-mi spuneți că e firesc în anul timpul ăsta, dar există frig și frig. Brr! Brr! Am apucat zile de iarnă în care vântul era blând ca... foarte blând, zău așa, asta știe oricine. Vreți să luați puțin tutun irlandez, domnule McFarlane? Mr. Graff îi întinse cutia deschisă și abia atunci își dădu seama că moșierul nu l-asculta. Scoase un lung oftat de ușurare. E cufundat în gânduri, își spuse el în șapte. Acum ai putea să-i furi și mâna dreaptă, fără ca stânga să simtă ceva. Îi e tot una. Tare aș vrea să știu că treaba s-a făcut acolo sus. Moșierul își încrucișase mâinile pe genunchi. Capul îi era plecat înainte. Privirea-i mohorâtă și fixă părea să urmărească fumul gros și verzui ce ieșea din grătarul sobei, în care Mrs. Graff aruncase praf de cărbune înainte de a părăsi camera, dar, în realitate, ochii moșierului nu vedeau nici fumul, nici grătarul, nici altceva. Era absorbit în gândurile lui și chipul său căpătase o expresie și mai întunecată decât înainte. Sprâncenele îi se încruntaseră. Avea o respirație gâfâită. McNab, murmură el, în sfârșit cu glas stins. Bietul meu, frate! Visurile mi-au spus-o. Sângele meu trebuie să te răzbune. Sângele meu trebuie să-l pedepsească. Se opri și răsuflă din greu. Încă nu putez să lovesc, urmă el mai încet. Aștept să capăt curaj. De ce oare Dumnezeu îngăduie să iubim pe cei pe care ar trebui să-i urâm? Între timp, hangița urcase scara cu pași de lup și își reluase locul la pândă, lângă ușa camerei ocupată de cele două surori. În dărătul ușii se petrecea o scenă ciudată, menită să impresioneze și pe spectatorul cel mai nepăsător. Dar Mrs. Graff era de multă vreme întărită împotriva milei. Își lipise iar ochiul de gaura cheii și îi părea tare rău că nu putea să audă cuvintele rostite, asistând numai la o pantomimă. Într-adevăr, pierdea jumătate din plăcere. Iată ce se petrecea dincolo de ușă. Berea turnată de Mrs. Graff, berea aceea strașnică de St. Dunstan, conținea într-o doză destul de puternică lichidul pe care Bob Lanter îl căpătase de la Bishop Hoitaru, la The Pipe and Pot. Lichidul nu era altceva decât narcoticul puternic folosit de ucigași și furnizori de cadavre pentru adormirea victimelor lor. Cele două surori nu băuseră decât foarte puțină bere scoțiană, dar efectele narcoticului începură să se facă simțite. Încercau o senzație de beatitudine și un fel de reconfortare subită. Ana a început să cânte, în vreme ce Clary dădu frâul liber gândurilor ei și, pentru prima oară după multe zile, o licărire de speranță îi lumină sufletul. Apoi amândouă simțiră scândurile încăperii unduind sub pașii lor. Erau purtate de unduirile moi și lente, asemănătoare legăturii unei corăbii pe o mare liniștită. Ana închise ochii surzând, Clary deveni deodată lividă și se strădui să-și recapete echilibrul. O vagă bănuială a adevărului îi străbătu mintea. Starea celor două surori înfățișa simptome cu totul opuse. Pe lângă deosebirea dintre temperamentele lor, exista acum între ele o prăpastie. Ana, biata copilă, dormea fericită, în timp ce Clary întrezărea nedesușit situația îngrozitoare. Întâmplător, privirea Clary-ei căzu asupra Anei, a cărei față surâzătoare se sprijinea de spătarul fotoliului. Păzând-o astfel, Clary avu un șoc. Se prăbuși fără blagă în fotoliul ei și două lacrimi îi se prelinseră pe obraz. Surioara mea, sărmana Ana, șoptia cu glas tânguitor. Ana auzi,
Buzele îi se întredeschiseră. Îl iubesc mult, spuse ea cu voce bucuroasă și liniștită a oamenilor care au suferit și întrezăresc fericirea. De foarte multă vreme, Clary, ieri am crezut că îl iubești și tu. Vai, surioară, cât am mai plâns în timp ce dormeai. Clary își frecă fruntea cu mâinile crispate. Tată, tată, strigă ea cu violență, de ce nu vii să salvezi copila? Oh, Doamne, jertfește-mă pe mine, dar salvează-o pe ea. În clipa aceea, Mrs. Graff, părăsind salonul de la parter, își reluă locul de pândă în spatele ușii. Văzându-le pe cele două surori nemișcate, crezu că totul se sfârșise și voia tocmai să apese pe clanță, când o mișcare a Anei o opri. Într-adevăr, cea mai mică dintre surori se răsuci în fotoliu și întinse mâna în gol unui personaj imaginar. Mulțumesc, mulțumesc, tată, spuse ea, fericirea mea îți va fi răsplata. Steven mă iubește atât de mult, adăugă ea rușinată. Iar eu? Vai, eu? Mâine e economia, n-am să mai scot o vorbă până mâine. Clary nu mai era în stare să plângă. Neliniștea ei atingea delirul. Fiecare cuvânt al Anei îi sfredelea inima. Uneori voia să mai spere și își spunea că bănuielile îi se întemeiau doar pe timiditatea de adolescență. Dar efectul narcoticului era atât de vădit asupra Anei, încât îndoiala devenea imposibilă. Dar oare asupra ei, fiind mai puțin vizibil, efectul nu era într-un fel mai îngrozitor? Ea rezista, dar era învinsă, învinsă în cunoștință de cauză. Era o luptă adevărată. Dușmanul, mai tare ca ea, întindea o mână de plumb asupra ei și o îmblânzea. Totuși, încă nu cedase cu o desăvârșire, deoarece, în ciuda puterii narcoticului, cantitatea înghițită de fiecare dintre surori fusese prea mică pentru a avea un rezumat imediat și hotărător. Mrs. Graff dădea semne de nerăbdare și blestema în spatele ușii, temându-se tot timpul ca nu cumva moșierului să-i dea prin gând să urce scara. Dacă ar mai bea puțin drăgălașele de ele, își spunea ea. În clipa aceea, Ana, trezită iar sau poate începând să viseze, continuă să cânte cu voce slabă. Primul sunet al acestei voci dragi o făcu pe Clary să tresară și să-și recapete oarecum forțele. Se ridică spre marea mirare a doamnei Graf, care răsuci repede cheia îmbroască și se îndepărtă de ușă. Ne-au închis aici, murmură ea cu răceală, ca și cum s-ar fi așteptat la acest lucru. Abia se ținea pe picioare și își simțea capul ca de plumb. Străbătu din nou odaia, clătinându-se, și se apropie de fereastră. Această fereastră, ca aproape toate ferestrele din Londra, era alcătuită din două rame suprapuse, destinate să alunece una peste cealaltă, de jos în sus. Clary încerca să ridice rama de jos, gândindu-se desigur să ceară ajutor. Dar lemnăria era foarte grea și lipsită de contragreutățile care de obicei permit manevrarea cu ușurință a acestor neplăcute și incomode ferestre. După două sau trei eforturi neîncununate de succes, Clary își lăsă brațele de-a lungul corpului și își plecă resemnată capul. Încearcă, Turturico, străduiește-te, porumbițo, își spunea în gând Mrs. Graff. Cu cât ai să muncești mai mult, cu atât ai să adormi mai repede. Slavă Domnului, la asta mă pricep. Ce mulțumită e Clary de fericirea mea, spuse în acest moment Ana, care se ridică puțin, dar fără să deschidă ochii. Draga mea, ah, tare își vrea ca și ea să iubească un bărbat, așa cum îl iubesc eu pe Steven al meu, căci, fără îndoială, ar fi și ea iubită. E atât de frumoasă, Clary. Auzind aceste cuvinte, sora cea mare rămase în picioare, dreaptă și țeapănă,
ca și cum sângele i s-ar fi închegat deodată în vene. Un gând nou îi trecuse prin minte, un gând copleșitor. Doamne, Doamne, spuse ea, căzând în genunchi, n-am să-l mai văd niciodată. Și mă iubea. Ideea morții, căci Clary nu mai aștepta decât moartea, nu o torturase până acum decât în legătură cu sora ei, uitându-se pe sine. Acum disperarea ei creștea din pricina propriei nenorociri. Dragostea ei înfocată, spontană, absolută, fără limite, arunca pe planul al doilea dragostea de soră. Ultimele aspirații aveau să se îndrepte de aici înainte spre el. Speranța ei, zeul ei. Nu mai putea fi vorba de calm, de resemnare, de regrete, de lacrimi, de durere nesfârșită. Beata fată se agita neputincioasă, suferind cumplit. Ana continua să surâdă în vis și, din când în când, șoptea cuvinte de fericire extatică. Între timp, Mrs. Graff, înfricoșată de gemetele Clariei, care puteau să ajungă până la urechele moșierului, coborând grabă scara și din pragul ușii, îi făcu semn soțului ei să se apropie de îndată. Ia-ți vioara, poruncia. Vioara, scumpa mea, repetă Graf, uimit. Gura, ia-ți vioara, ți-am spus. De sus, din capul scării, se auzi un țipăt prelung. Mr. Graf înțelese. Luă o vioară prăfuită care atârna de fereastră și căreia îi lipsea o coardă și frecă arcușul cu sacâz. Parcă am auzit un țipăt, spuse Angus MacFarlane ieșind din întunecata lui visare. Încă puțină răbdare, înălțimea voastră, răspunse Hangița. Peste 5 minute camera dumneavoastră va fi gata. În aceeași clipă, arcușul scârții pe coardele viorii, scoțând un sunet diabolic. MacFarlane își scoase din buzunar o bonetă și și-o trase peste urechi, în timp ce Graf zdrângănea asurzitor o arie de operă. Astfel, ultimele gemete ale sărmanei Clary se amestecară cu sunetele caragioase ale muzicii. Vocea ei se stinse curând sub povara unui somn invincibil. Edward, murmură ea în cele din urmă, într-un ultim hohot de plâns. Edward, te-am iubit, te iubesc. Oh, nici măcar nu vei ști că am murit cu chipul tău în gând. Încercă să se târască până la sora ei, care, întinsă în fotoliu, dormea cu un surâs de înger pe buze. Vor veni să ne ia, gândea ea, căci nu mai putea vorbi. Vor veni. Din somn vom trece în abisul morții. Biata mea surioară, nu va avea mormânt unde Steven să poată veni să o plângă. Iar eu? Cine-i va aduce ultimul meu suspin lui Edward? Se prăbuși paralizată lângă sora sa, își puse capul pe pieptul ei și gemu. Ce rău am făcut, Doamne, ca să avem parte de o asemenea moarte! Nu se mai mișcă deloc. Steven, dragul meu Steven, îngână Ana, încolăcind cu brațele ei albe și frumoase gâtul surorii adormite. Ce bun e Dumnezeu și ce fericiți suntem împreună! Sfârșitul capitolului 2. Paul Feval, Misterele Londrei, volumul al doilea, Fica spânzuratului, capitolul 3, Felinarul galben. Când Mrs. Graff le văzu prin gaura cheii pe cele două fete nemișcate și îmbrățișate, răsuci ușor cheia în broască și împinse ușa. După părerea ei, întârziaseră cam mult și imobilitatea lor putea să nu însemne încă somnul. De aceea Mrs. Graff, care era o femeie prudentă, le trecu de mai multe ori lumânarea prin fața ochilor să se asigure că dormeau.
Această manevră, la care se adăugau sunetele îngrozitoare trimise de jos, de vioara prăpădită a lui Mr. Graff prin ușa deschisă, ar fi trezit și un mort. Totuși, cele două surori rămaseră nemișcate. Starea de letargie începuse. Mrs. Graff se afla în fața a două statui minunate, incapabile nu numai să o înfrunte, dar și să înțeleagă primejdia. 20 de lire, șoptia, examinându-le pe cele două sărmane fete cu un ochi de specialist. Meșterul Lantern o să facă o afacere grozavă dacă le vinde. 20 de lire. Putea să ne dea și nouă ceva mai mult. Mrs. Graff se opri gânditoare. Poate că, o clipă, îi trecuse prin cap ideea de a-l trage pe sfoară pe Bob, furându-i marfa, dar, amintindu-și de Angus MacFarlane, a cărui prezență constituia o amenințare teribilă, își schimbă cursul gândurilor. Se îndepărtă de cele două surori, ajunse în dreptul scării și tuși cu înțeles, chemându-și astfel complicele. Era semnul stabilit. Vioara lui Mr. Graff își încetă subit cântecul și hangiul apăru numai decât în dreptul scării. S-a făcut? Întrebă el în șoaptă. Gura, răspunse Mrs. Graff din obișnuință. Ce face moșierul? Niciun pericol, draga mea. Aiurează. Vorbește singur, vrute și nevrute. Vai, exclamă Mr. Graff, oprindu-se în fața celor două surori și cu o milă sinceră zise. Ce fetițe drăguțe! Mrs. Graff ridică din numeri. Ce păcat, continuă hangiul, a cărui voce înduioșată contrasta cu aspectul lui înfiorător. Ce păcat să faci rău unor asemenea îngeri nevinovați! Tacă-ți gura, replică pe un ton tăios Mrs. Graff. Pune felinarul! Hangiul se îndepărtă oftând. Doamne, cum e cu putință, murmură hangița cu un aer melancolic, ca o femeie de talia mea să aibă un asemenea bărbat. L-a apucat mila de soarta porumbițelor. 20 de lire sunt 20 de lire, m-auzi, nenorocitule. Dacă meșterul Bob își face meseria cum trebuie, ăsta bărbat pe legea mea, nu înseamnă că trebuie să oftezi ca un bivol dus la tăiere. Să nu-mi spui nimic, degeaba. Sunt o păcătoasă și Dumnezeu m-a pedepsit să-mi port crucea. Mr. Graff nici n-avea de gând să răspundă. 20 de ani de experiență însemnau ceva și el cunoștea primejdea discuțiilor. Cu brațul lui vânjos ridică fereastra pe care sărmana Clary nu izbutise să o miște din loc și luă un felinar ce se afla agățat pe peretele de afară. Mrs. Graff îi întinse o lumânare cu care aprinse fitilul din interiorul felinarului. În cealaltă parte a ferestrei se găsea un al doilea felinar pe care Mr. Graff nu l-a prinse, dar lumina răspândită de primul îngăduia să se observe că acesta din urmă avea un geamlâc verde. L-am și văzut strălucind într-o seară de duminică pe Tamisa, pe o vreme cețoasă, iar cu ajutorul lor se semnaliza flotilei bravului capitan Paddy, care venise să încarce rodul micuțului comerț al soților Graff. Cât despre felinarul galben, și el constituia un semnal, dar acesta era adresat speculanților morții. Nu vestea jafuri, ci cadavre. Meșterul Graff dădu drumul ramei de jos a ferestrei, care lunecă de-a lungul șinei, umede, și căzu zgomotos la loc. Mi se pare că am zărit barca lui Bob lângă Whitefriars, spuse hangiul cu aerul lui trist și ursuz. Copoiul își adulmecă prada, în 3 minute va fi aici. E om de cuvânt, ripostă arțăgoasă hangița, aruncând soțului o privire disprețuitoare. Dacă ai avea destulă minte să-ți dai seama cât ești de idiot, Mr. Graff, ai căuta să iei lecții de la el. Dar Dumnezeu te-a făcut așa cum ești, numai ca să mă pedepsești pentru păcatele mele. Meșterul Graff nu auzise această drăgălășenie. Fără să vrea, se apropiase de cele două surori și le privea cu milă.
Am făcut multe rele în viața mea, șopti el, dar al naibii să fiu dacă nu-i mare păcat să dai pe mâna măcelarului ăluia de Bob două fete atât de drăguțe. Ce ai spus? Strigă Hangița, al cărei obraz gălbejit se înroși de furie. De când ai început să gândești? Sunt frumoase, e drept, dar ce ne pasă nouă? Trăim din rente ca să ne putem îngădui abocine norocirea altora? Du-te jos și vezi dacă moșierul nu și-a pierdut răbdarea și adu-mi un pahar cu whisky. Haide, mișcă mai repede! În clipa în care se pregătea să plece, moșierul se afla tot la gura focului, pierdut în gândurile sale încețoșate. Se auzi soneria. A venit meșterul Bab, spuse Hangița. Hai la treabă! Puseram amândoi mâna să ridice masa pe care o mutară într-un colț al camerei. Apoi Graf, apucând cu ajutorul unui cârlig o funie încolocită în jurul unui scripete prins de o bârnă din tavan, o coborâ până la pământ. În timpul acesta, Hangița le despărțea, fără să-și mai bată capul cine știe cât, pe cele două surori înlănțuite. Își dădea seama că nu se mai pot trezi. Întinseră două cerceafuri pe jos. Graf și nevastă sa înfășurară într-unul din ele pe Clary, instalând-o apoi într-un fel de hamac fixat la capătul funiei. De obicei, hamacul nu slujea la transportarea unor ființe vii. Meșterul Graf apucă un inel de fier fixat în dușumea, chiar în locul unde se aflase înainte masa. Printr-un efort al brațului, ridică trapa grea, care gemu din țâțâni, descoperind o văgăună neagră și largă. Cine e acolo?" întrebă el în șoaptă. Om bun!" răspunse din fundul văgăunii vocea lui Bob Lanter. Scripetele începu să se învârtească și balotul alb în care se afla biata Clary dispăru în adânc. Mai încet, mai încet!" spuse Bob Lanter îngrijorat. Să nu-mi vătămați marfa!" Care din ele-i? Al naibii să fiu dacă mi-a trecut prin cap că trebuie să îi lipesc o etichetă pe spate, răspunse Graf pe un ton morocănos. E prima care mi-a căzut în mână. Ai prins-o? Atenție, fără imprudențe. E gingașă, meștere. Așa, am prins-o. Trimite-o pe cealaltă. Funia urcă din nou. În timpul primei operații, Mrs. Graf avusese timp să o înfășoare pe Ana, care era la rândul ei pregătită de drum. Dar în clipa când cei doi soți o instalau în hamac, se auzi un zgomot de pași în dreptul ușii. Chipul întunecat al moșierului Angus MacFarlane apăru în prag. Îngrozită, Mrs. Graf lăsă din mână balotul și astfel capul Anei ieși afară din hamac, desfăcând în cădere un colț al cerceafului care o acoperea. Părul ei lung, despletit, se împrăștie până la podea. Moșierul nu urcase scara ca urmare vreunei bănuieli sau împins de curiozitate. Venise fără să se gândească, deoarece, de obicei, aceasta era camera pe care o ocupa. Ieșiți afară, spuse el intrând, vreau să rămân singur. În ciuda agitației care o cuprinsese, Mrs. Graf avusese prezența de spirit de a se interpune în grabă între el și Ana. Mai avem un balot de coborât înălțimea voastră, spuse ea, etalând cel mai amabil din zâmbete, și vă eliberăm odaia. Moșierul înaintă încet. Privirea lui fixă și posacă dovedea, de altfel, că nu vedea nimic din ceea ce se petrecea în jurul său. Dă-i drumul, nenorocitule, dă-i drumul, murmură Mrs. Graf, întorcându-se pe jumătate spre soțul ei, care rămăsese împietrit. Chemați o trăsură, spuse moșierul, ale cărui gânduri păreau să se întoarcă la lucrurile pământești. Vreau să mă duc în Carnhill, să-mi văd fetele. Ce plăcere o să le faceți domnișoarelor, îndrăzni să spună Hangița, care, întorcându-se spre soțul ei, adăugă. Dă odată drumul scripetelui mizerabile. Dar hangiul înmărmurit nu se clintea deloc. Era în mod cert un scelerat ajuns în pragul disperării. El nu se ridica nici
pe departe la înălțimea soției sale, iar prezența acelui părinte în apropierea celor două fiice sacrificate îl îngheța de groază și de teamă totodată. Între timp, moșierul ajunsese în mijlocul lădăii, iar Mrs. Graff se afla între el și fiica lui atârnată deasupra trapei deschise. Hangița era o femeie cu cap. În fața crizei iminente care se anunța, își recăpătase tot sângele rece. Analiză dintr-o privire situația, fără să mai țină seama de soțul ei, pe al cărui sprijin nu se mai putea bizui. Camera era luminată de o singură lumânare aflată pe masă, a cărei flacără cădea de departe cu putere pe frumosul chip al Anei. Dacă ar mai fi făcut un singur pas, moșierul s-ar fi trezit față în față cu fiica sa. Graf era livid ca un mort. În momentul acela, hotărător, Angița apucă brusc cordonul soneriei și trase cu toată puterea. Soneria zbârnâi. Printr-o mișcare firească, moșierul întoarse capul să vadă de unde venea zgomotul. În timpul acesta, Mrs. Graf făcu un salt și stinse lumânarea. O beznă desăvârșită domnii în cameră, dar un țipăt îngrozitor al moșierului dovedi că lumânarea, cu toată repeziciunea manevrei doamnei Graf, luminase suficient. În clipa când dispărea ultima licărire, Angus apucase să distingă chipul fetei sale. Totul se petrecuse în mai puțin de o secundă, dar el îl văzuse, palid, înconjurat de părul despletit și aplecat deasupra trapei deschise. Simți în inimă o durere atât de ascuțită încât îi se muiară picioarele și era cât pe aci să cadă pe spate. Pupilele îi se dilatară ca și cum s-ar fi străduit să mai vadă. Apoi, purtat pe panta obișnuită care îi ducea aproape tot timpul ideile pe tărâmuri imaginare, se întrebă dacă ceea ce văzuse nu fusese decât o nălucire. Ce semnificație avea viziunea aceea? Fără îndoială, anunța o primejdie îngrozitoare. Făcu un pas, nu spre biata Ana, ci spre ușă, pentru a alerga în Cornhill și a se interpune între fiicele sale și pericolul imaginar. Buimăcită la început de țipătul moșierului care vestea zădărnicia stratagemei ei, Mrs. Graff își recăpătă curajul, văzându-l că nu făcea nicio mișcare. Se întoarse înspre trapă, smulse funia din mâinile soțului ei și dădu drumul scripetelui. Ana căzu ca un balot în fundul bărcii. Mii de fulgere, mormăi Bab, care stătuse liniștit, bănuind că acolo sus se petrecea ceva neobișnuit. Ticălosul de Graf o aruncă de parcă ar fi un balot de bumbac. Cară-te, îi strigă Hangița. Trapa se închise zgomotos. Tocmai acest zgomot îl făcu pe Angus MacFarlane să tresară violent și îl readuse la realitate. Fata mea, strigă el, repezindu-se spre locul unde o zărise pe Ana. Am văzut-o pe fiica mea. Fiica dumneavoastră, repetă Hangița, încercând să râdă cu hohote. Ai auzit, meștere Graf? Domnul MacFarlane și-a văzut fata. Domnul MacFarlane a văzut-o pe fiica sa, îngăimă automat meșterul Graf. MacFarlane pipăia în întuneric, dar nu găsea nicăieri altceva decât scândurile dușumelei. Lumină, continuă el poruncitor, să mi se aducă numai decât o lumânare. Cu plăcere, înălțimea voastră, cu plăcere, nu-i nevoie să vă supărați pentru atâta lucru. Mrs. Graff aprinse iarăși lumânarea de la feștila care lumina scara. Moșierul aruncă în jurul său priviri neliniștite și își apăsă fruntea cu amândouă mâinile. Mrs. Graff începu să zâmbească și spuse cu blândețe: Înălțimea voastră a dormit în fața focului jos, nu cumva ați visat urât? Am văzut-o, murmură Angus deznătăjduit. Am văzut-o foarte bine. Era acolo, adormită sau moartă. Se aplecă să arate locul. Un obiect de culoare albă îi atrase atenția și se repezi să-l ridice. Era o batistă de pânză purtând inițialele CMF,
brodate deasupra unei ramuri de tisă. Moșierul se ridică. Ochii săi aruncau flăcări. Scoase un geamăt surd. Și Clary, exclamă el cu glas întristat. Amândouă! Amândouă deodată! Pe chipul moșierului se putea citi o amenințare atât de feroce încât hangița o luă la goană tremurând și închise ușa în urma ei, lăsându-și bărbatul în plata domnului. Angus înaintă încet spre el, îl luă de piept și îl trânti la pământ. Îndurare, îndurare, horcăi hangiul pe jumătate mort de spaimă. Angus, ai cărui dinți scrâșneau înfiorător, se opri de trei ori înainte de a rosti aceste cuvinte. Sunt moarte? Nu, înălțimea voastră, pe sănătatea mea, exclamă Graf. Li s-a dat să bea opium, atâta tot. Un oftat prelung țâșni din pieptul moșierului. Ascultă, spuse el, dacă minți te ucid. Unde au fost duse? Pe Dumnezeul meu că nu știu nimic, răspunse Graf. Angus îl târâ până la fereastra pe care o deschise. Vedeți barca aceea? Bab întârziase deoarece voise să se asigure că marfa nu era vătămată. Barca se afla la vreo 250 de metri de țărm. Graf o arătă moșierului cu degetul. Acesta se urcă pe prichiciul ferestrei și se aruncă în Tamisa. Sfârșitul capitolului 3. Paul Feval, Misterele Londrei. Volumul al doilea, Fica Spânzuratului, capitolul 4. Un abordaj. Meșterul Graf se ridică încet, își scutură praful de pe haine și își pipăi mâinile și picioarele zdrobite. Drace, slavă Domnului că am scăpat numai cu atât, mormăi el. Mă așteptam la mai rău. Își puse coatele pe canatul ferestrei și încercă să străpungă bezna cu privirea pentru a vedea ce se petrece între moșier și Bob Lantern. Ceața se ridicase din pricina unui vânt dinspre sud-est care gonea din calea lui norii albicioși de pe cer. Luna se arăta la intervale scurte și aproape egale pentru a se ascunde după câteva secunde și a ieși iar la lumină între doi nori. Bob depășise ultimele ambarcațiuni ancorate și se afla acum în spațiul liber din mijlocul curentului. Dimpotrivă, moșierul înota încă prin vălmășagul de bărci legate la țăr. Moșierul era un înnotător viguros. Despica apa cu mișcări regulate și câștiga văzând cu ochii teren asupra bărcii lui Bob, care, nebănuind nimic, nu se grăbea deloc. Îl ajunge, pe legea mea că îl ajunge, își spunea meșterul Graf. El și apa se cunosc bine. I-am văzut în vremurile bune, înotând timp de o oră, în Solway, alături de calul lui care își pierduse suflul. Ah, a pus-o de mămăligă Bob. Dacă moșierul are cumva la el un pumnal, o să-l prindă cu cangea ca pe un somn. O să-l scarmene bine. Pe cine să scarmene, dobitocule? Întrebă o voce ascuțită în spatele lui. Aici erai, draga mea, băigui hangiul descumpănit. Da, meștere Graf, aici eram. Nu-ți crapă obrazul de rușine? Ești mai fricos ca un iepure. Când mă gândesc că o biată femeie ca mine nu se poate bizui pe bărbatul ei să o apere. Ai fost în stare să mă lași în ghearele furiosului ăla, meștere Graf? Vai de mine, scumpa mea, strigă hangiul. Taci din gură, sau mai bine vorbește, bătrânul ăla smintit s-a aruncat în apă? S-a aruncat, baby, ca să se nece? Meșterul Graf șovăi. S-ar putea întâmpla să se nece, baby, răspunse el în cele din urmă. Mrs. Graf îi aruncă o privire bănuitoare și aspră, făcându-l să se dea la o parte ca să-i ia locul la fereastră. Moșierul are toanele lui, mormăi ea, dar pun rămășa că, mai înainte de a-i fi dat prin cap să se nece, ar fi început prin a-i sparge devla lui Graf. Avea niște ochi de diavol adineauri și, pe legea mea, mai bine să-l știu în apă decât în casa noastră.
De unde a răsărit Batista asta, făptură nevolnică? Ia să vorbim nițel despre Batista. De ce ai lăsat-o să cadă? Batista aia, baby, ieșise din buzunarul micuței domnișoare. Ai să duci casa de râpă, domnule. Ești un blestem pe capul meu. Pacoste, dacă moșierul n-ar fi văzut Batista aia, am fi putut, adică eu aș fi putut să-l îmbrobodesc cum aș fi dorit. Nu visează el toată ziulica cu ochii deschiși? Adevărul-i că, dragă baby, gura. Batista aia putea să ne bage în bucluc, dar, slavă Domnului, Tamisa e adâncă. Drace, mai mințit. Văd un om ieșind din umbră. Să nu minți, meștere grav, că-i vai de capul tău. Omul ăla-i moșierul? Da, spuse hangiul cu inima cât un purice. Moșierul, exclamă hangița, care se făcu albă ca varul, de teamă și de furie. Barca aia care se târăște la câțiva metri de el e barca lui Bab? Da, spuse iar hangiul. Și nu-l pui în gardă, nenorocitule, continuă Mrs. Graff, ale cărei mâini se înghieroșară de parcă ar fi vrut să sfâșie mutra soțului ei. Stai acolo ca un popândău și nu faci nimic. Semnalul, imediat semnalul. Meșterul Graf a avut pentru prima oară de mulți ani veleitatea să o înfrunte. Șovăi, se îndreptă de șale și privi la nevastă sa, încruntând strâncenele, dar își plecă numai decât ochii. Lumina felinarului galben, care scotea în relief chipul livid al ticuroaicei, dădea trăsăturilor ei o expresie de răutate atât de înspăimântătoare, încât Graf își simți trupul străbătut de fiori. Mâine e în stare să-mi toarne o travă în ciorbă, gândi el. Nu te pot spune cu dracu. Ei, ce mai aștepți? Continuă hangița pe un ton poruncitor. Meșterul Graf se aplecă pe fereastră, stinse felinarul și-și duse mâinile la gură. În aceeași clipă se auzi un lătrat nemaipomenit, ale cărui ecouri grave trebuie să fi străbătut de sigur toată lățimea Tamisei. Meșterul Graf își vârâ mâinile la loc în buzunare și lătratul încetă. Foarte bine, strigă hangița într-un acces de bucurie respingătoare. Vino să te pup, borțos a furisit. Nu găsești în toată Londra doi câini care să-l latre ca tine. Acum meșterul Bab e pus în gardă și vai de capul bătrânului moșier. Aș pune prisoare că n-are să mai vină vreodată pentru a ne cere explicații în legătură cu cele petrecute astă seară. Mrs. Graff tăcu și-i făcu loc soțului lângă ea pe prichiciul ferestrei. Scena devenea interesantă. În momentul critic al unei drame și cel mai înrăit limbut încetează ostilitățile. Moșierul și barca pe care o urmăreau se vedeau perfect. Luna strălucea în toată puterea ei. Fereastra hotelului Regele George era un fel de avanscenă, de unde se putea vedea, dacă nu auzi, totul. Angus McFarlane continua să înnoate cu o energie bine dozată, care dovedea că forțele sale erau departe de capăt. Nu se îndrepta direct spre barcă. El tăia fluviul în linie dreaptă pentru a profita de avantajul curentului la momentul oportun. Lătratul lui Graf trecuse pe deasupra capului său, fără să-i trezească câtuși de puțin interesul. Continuă să taie curentul, având totodată grijă să-și încetinească mișcările, astfel încât să nu fie zărit de prada sa. Barca lui Bab părea pustie. Mergea încet în derivă, ținându-se foarte aproape de malul stâng. Bab se culcase pe fundul bărcii, astfel încât să nu fie văzut. Drumul pe care îl avea de parcurs era scurt, dar îl interesa mult mai mult să ajungă cu bine decât să-l parcurgă rapid. Le întinsese pe cele două surori în fundul bărcii și, din când în când, se uita să vadă dacă stăteau bine. În clipa când răsunase lătratul, tocmai își scosese vesta ca să o pună sub capul Anei. Sunetele acelea bine cunoscute avură asupra lui efectul unui șoc electric.
Mai întâi rămase nemișcat, apoi, ridicând încet capul deasupra bordului bărcii, aruncă în jur privirii scoditoare. Ce dracu o fi asta?" murmură el. Nu mai sunt în stare să deslușesc o șalupă a poliției pe lună plină?" Ei, trebuie să fie un câine de adevăratele care seamănă la glas cu ticălosul ăla de graf. Liniștit oarecum în urma investigației pe care o făcuse, întoarse totuși ochii. Prudența excesivă intră în firea oamenilor care își fac din josnicie o meserie. Spre hanul regele George, felinarul galben încetase să strălucească. Bag păli. Deci nu lătrase un câine. I se semnala o primejdie, o primejdie cu atât mai de temut, cu cât nu-și putea da seama despre ce era vorba. Se ridică din nou și examină minuțios fiecare punct din preajma bărcii. Nu observă nimic suspect. Dracu să mă ia, mormăi el, nespus de îngrijorat. Marinarii cam trâncănesc despre un olandez zburător, ci că ar fi o fantomă a corăbilor care ciocnește o fregată fără să-i vezi scheletul sau catargele. Oare să-mi dea târcoale vreo fantomă sub înfățișarea unei șalupe de-a poliției? Ar fi tare, o luptă năvală la ora asta. Și totuși să mor dacă văd măcar o coajă de nucă în apele mele. Se opri, se aplecă cu capul înainte și-și ascuți privirea. Observase ceva mișcându-se la vreo câțiva metri în urma bărcii. Oh, oh, exclamă el, ce se vede acolo? Pe legea mea că e un om, un înnătător îndrăzneț. Nu cumva jinduiește după marfa mea? Bab părăsi mijlocul bărcii și se furișă încet la pupa. Trecând pe lângă Clary, lovi cu cotul brațul tinerei fete care gemu ușor. Bab trase o înjurătură. Iată, uită, altă dândănaie acum, mormăi el. Nu. Nu mi le-a adormit cum trebuie. Dacă Temperance n-ar fi fost gata 8 ore din 12, i-aș fi dat ei misiunea asta, deși nu-mi place să o vâr în toate chestiile sărmana de ea. Noroc că-i totdeauna criță. S-a mișcat, spuse Mrs. Graff la fereastra regelui George. Sunt sigură că l-am văzut mișcându-se în barcă. Ah, ah, o să avem un spectacol grozav. Mr. Graff nu răspunse. Interesul ciudatei scene îl captivase. Moșierul înnota la aproximativ 25 de metri de barcă, de care se apropiase vizibil cu fiecare din mișcările sale. Nu știa că fusese descoperit și nici nu-i putea distinge mișcările lui Bob, deoarece luna, strălucind deasupra podului Blackfriars, lăsa în umbră tot câmpul vizual al lui Angus. Speranța de a-și surprinde dușmanul, precum și faptul că era conștient de iscusința lui de înnotător, îi dublau forțele. Înainta fără zgomot, scoțând capul la suprafață doar ca să respire și luându-și toate măsurile să sară în barcă pe neașteptate. Bob, care se găsea în umbră, vedea perfect porțiunea în care înnota moșierul și avea posibilitatea să calculeze exact clipa când va ajunge în dreptul bărcii. Dar sclipirile apei tulburate de pieptul lui Angus îl împiedicau să-i deslușească trăsăturile. Era clar că omul îl urmărea, dar de ce se ținea după el? În ce scop necunoscutul înnotător își dădea atâta osteneală? Și nici nu putea fi vorba de vreo trădare din partea lui Graf sau a nevestisii, de vreme ce avertismentul caritabil pornise de la fereastra hanului. De altfel, misteriosul adversar nu era, după toate probabilitățile, un om de-al poliției. Atunci cine să fie? Neputând răspunde la această întrebare, într-un mod satisfăcător sau măcar plauzibil, Bob se gândi o clipă să pună mâna pe vâsle și să iasă în întâmpinare. Dar dacă omul îi era dușman, fără îndoială că avea să strige îndată, ce s-ar fi văzut descoperit? Ori pe lângă pericolul de a atrage astfel atenția poliției fluviale, Bob avea lângă el un pericol și mai greu de evitat. Clary, care nu băuse decât o cantitate foarte mică de narcotic,
Începea să simtă efectul înviorător al aerului proaspăt. Se mișca încet și scotea gemete slabe care vesteau o trezire apropiată. Cel mai mic șoc, cel mai mic zgomot puteau provoca o criză. Bob își recăpătă calmul. Continua să fixeze cu ochii săi pătrunzători și larg deschiși inamicul necunoscut, hotărât să procedeze în funcție de împrejurări. În definitiv, își spuse el, poate că nu-i decât un hoț care își închipuie că barca e părăsită și vrea să o cerceteze. În clipa aceea, îl despărțeau cel mult 16 metri de moșier. Acesta își lua un avânt mai puțin prudent calculat decât celelalte și capul îi apăru pe de-a întregul deasupra apei. Bob îl recunoscu. Ia te uită, murmură el fără pic de emoție. Cine dracu s-ar fi așteptat la asta? Mai degrabă aș fi zis că e polițist. Trebuie să joc tare, căci tipul e țeapă și dacă nu-i vinde hac de la prima lovitură, s-a zis cu marfa mea. Își pipăi cămașa și puse mâna pe cuțit, dar nu-l scoase, ci se strecură până la vâsle și apucă una din ele. Tată, rosti cu glas slab Clary, fără a deschide ochii. E aici, mormăi Bob, s-ar zice că suntem foarte aproape de el. Răbdare, micuța mea, o să-l primim așa cum se cuvine. Ana, băigui apoi Clary, care se cufundă din nou în somnul ei. Bob se duse la postul său de observație. Moșierul se afla la numai vreo 5 metri. După un minut, Bob se ridică deodată în picioare. Vâslea descrise o curbă rapidă. Moșierul dispăru sub apă și nu mai ieși la suprafață. Strașnică lovitură, strigă hangița entuziasmată. Ai văzut meștere Graf? Tu n-ai fi fost în stare de așa ceva. Angus McFarlane era un om cum se cade, baby, spuse trist hangiul. Dumnezeu să aibă milă de sufletul lui. Crezi că lui Dumnezeu îi pasă de urările tale, meștere Graf? Ah, ce lovitură frumoasă, zău așa! Era și timpul. Luna a și început să se ascundă după un nor. Dacă mai trecea un minut, n-a mai fi văzut nimic. Bob puse liniștit vâsla la locul ei și-și frecă mulțumit mâinile privind locul unde dispăruse moșierul. Nu se vedea nimic. Apa îi înghițise prada. Gata, își spuse Bob. Îmi pare bine că l-am lichidat cu vâsla și n-a trebuit să folosesc cuțitul. Odinioară am mâncat din pâinea bătrânului Angus și am băut berea. Grozavă bere pe legea mea. E întotdeauna trist când trebuie să scoți cuțitul în fața unui camarad. În clipa când Bob își termina de formulat această cugetare, a cărei înaltă moralitate nu putea fi contestată, auzi un zgomot ușor la prova bărcii și se întoarse nepăsător. Dar această nepăsare nu ținu mult. Un horcăit surd ieși din pieptul lui Bob, care își scoase cuțitul în grabă și se sculă în picioare. Văzuse o siluetă lungă și neagră ridicându-se la prova bărcii. O secundă după aceea se trezi față în față cu moșierul. Fără îndoială, vâslea alunecase în mâna lui Bob, care, în loc să lovească cu partea tăioasă, lovise cu latul, iar moșierul, excelent înotător, ferindu-se, profitase de greșeala lui Bob și încercase abordajul pe la prora. Bob avea cuțitul la el. Moșierul ținea în mână un pumnal scoțian. Amândoi erau vânjoși, deci șansele lor păreau egale. Cum am spus, luna se strecurase sub un nor. Cei doi adversari rămăseseră o secundă nemișcați, privindu-se cu atenție înainte de a lovi. Șterge-o, spuse în cele din urmă moșierul cu un glas stăpânit. Pumnalul meu e mai lung decât cuțitul tău. Dar fetele mele trăiesc. Aud respirația Clariei. Cară-te! Ai fi putut să le ucizi. Nu vreau să te omor. Bob era ispitit să profite de această îngăduință. Elementul de prudență, sau mai bine spus de frică născută care îi caracteriza într-o mare măsură ființa morală,
Fu puternic îndemnat spre această poartă deschisă care demonstra o clemență neașteptată. Dar la el, frica dispărea în fața avariției, dominându-i victorioasă sufletul mocirlos. Orice alt sentiment, orice altă pasiune pierea atunci când avariția îi era ațățată. Bob se gândea că cele două surori reprezentau un capital de 300 de lire și hotărâ să moară vitejește ca un om cu sufletul curat. Nu știu să not, spuse el, ironic. Pleacă, repetă moșierul, a cărui cumplită indignare făcea să-i tremure vocea. Stai puțin, exclamă Bob. Am putea cădea la învoială. Chiar în clipa când rosti aceste cuvinte ce păreau să anunțe un soi de capitulare, Bob se înăpusti asupra moșierului cu agilitatea unui tigru și încercă să-i împlânte cuțitul drept în inimă. Dar Angus era în gardă și evită lovitura. Urmă o încăierare scurtă, tăcută, teribilă. După un minut, Bob se clătina, rănit de o lovitură de pumnal în gât. Angus îl trânti și îi puse un genunchi pe piept. În cădere, Bob atinsese cu capul umărul Clariei, care, pe jumătate trezită, se trezi. Moșierul ridică brațul pentru a-i da o ultimă lovitură. În clipa aceea, luna, desprinzându-se din norul care o acoperea, își aruncă razele asupra chipului lui Angus, lăsându-l în umbră pe cele a lui Bob Lantern. Tată, strigă Clary, socotindu-se la capătul unui coșmar. Moșierul se întoarse fără voia lui. Profitând de această mișcare, Bob Lantern se ridică dintr-un salt și, fără a mai pierde timpul să-și caute cuțitul care îi căzuse în timpul luptei, îl apucă pe moșier de gât și îl strânse plin de furie. Clary își ascunse capul în mâini, scoțând un strigă de spaimă. Angus hărcăia înăbușit. Strângându-l de gât cu degetele lui de oțel, Bob împinse capul lui Angus spre bordul bărcii și îl lovi de câteva ori. Apoi îl apucă pe moșier de șale și îl ridică în sus. Trupul moșierului se clătină și căzu ca un sac pe pământ în tamisa. De data asta nu se mai întoarce, mormăi Bob, apucând vâslele pentru a se îndepărta de locul luptei. Să ne ocupăm acum de puicuțe. Sfârșitul capitolului 4. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Paul Feval, Misterele Londrei, volumul al doilea, Fica Spânzuratului, capitolul 5, Belgrave Square. În spatele grădinilor palatului Buckingham, departe, foarte departe de cartierele acelea extrem de populate în care se îngrămădesc slujitorii famelici ai comerțului, se întinde un scoar vast, în linii drepte, al cărui parc interior nu are forma rotundă sau ovală ce se întâlnește în tot restul Londrei. Clădirile din jurul acelui frumos covor de verdeață sunt adevărate palate. Dacă ești numai per al Angliei, nu prea ai cutezanța să te instalezi în cartier. Acolo își fixează domiciliul prinții străini care vizitează Londra și uneori chiar capetele încoronate. Locul se numește Belgrave Square. Dintre toate palatele, Don José María Teles de Alarcaon, marchis de Rio Santo, îl ocupa pe cel mai mare, cel mai strălucitor, cel mai minunat situat în nordul scoarului, între piața și strada cu același nume, în fața drumului care duce spre Pembroke Street. Luxul acestei locuințe aristocratice devenise proverbial, întrecea până și cele mai somptuoase clădiri din West End. Iar nobilimea engleză, atât de bogată, atât de vanitoasă, atât de pasionată de renumele pe care îl dă în Regatul Unit, exagerarea unui lux împins până la nebunie, își pleca fruntea în fața fastului babilonian etalat de un străin.
Rio Santo, al cărui gust artistic capricios nu se putea acomoda cu amenajările burgheze ale arhitecturii engleze, care n-avea decât un singur proiect pentru orice edificiu, fie că e vorba de un coteț, palat sau capelă, își schimbase complet interiorul locuinței. Palatul avea scări largi de marmură ca în Italia și nu scările acele înguste, lustruite și acoperite cu un covor subțire, pe care lorzii l-au împrumutat parcă de la una din prăvăliile de pe Fleet Street. Ornamentația interioară imita stilul vast și armonios pe care îl poți admira la Paris și care pare necunoscut la noi. Firește că Rio Santo, înzestrat cu gusturi alese și pasiune pentru frumos, nu putea accepta moda engleză. Alcibiade, spune istoria, se transforma instantaneu și se adapta într-o singură zi la moravurile fiecărei țări pe care o străbătea. Ceea ce nu-i spre lauda lui Alcibiade. Desigur, e mai bine să impui frumosul decât să accepți din complezență urâtul. La parterul locuinței marchizului, trei saloane superbe, despărțite doar prin uși duble care se închideau singure, dădeau în Belgrave Square. În spatele saloanelor, o serie de apartamente luxoase erau situate deasupra bucătăriilor și grajdurilor, vaste construcții ce dădeau în Belgrave Street. La primul etaj se găseau apartamentele particulare ale marchizului. Se vorbea foarte vag despre eleganța lor feerică, dar nimeni nu putea furniza amănunte prea precise în privința lor. În acest palat din Belgrave Square primea marchizul de Rio Santo elita societății engleze. Înalții funcționari de stat nu se simțeau umiliți vizitându-l și toată lumea știa că avea legături foarte strânse cu ambasadorii marilor puteri. Acest fapt contribuia în mare măsură la întreținerea părerii că prezența lui la Londra avea un scop politic. Dacă acest scop exista într-adevăr, era mascat cu multă grijă și îndemânare. Viața lui Rio Santo era atât de plină de acele lucruri pe care unii le socotesc frivole, iar alții le situează deasupra celor mai grave, încât se considera o imposibilitate ca marchizul să mai găsească timpul necesar unor preocupări serioase. Lumea își imagina deci că Rio Santo avea probabil o misiune politică, dar și că o neglija la extrem, ceea ce făcea ca piedestalul său să crească nespus în înălțime. Era aproximativ 8 seara. Nici o lumină nu strălucea în cele trei mari saloane ale lui Irish House, numele pe care Rio Santo îl dăduse nu se știe de ce palatului său. Ușa de la intrare, în pragul căreia se aflau de obicei doi grumi înalți în livrea, era deschisă. Stăpânul nu se afla acasă, într-unul din apartamentele situate în spate, luminat blând de o lampă acoperită cu un glob de sticlă mată. Un tânăr ședea tolănit pe catifiaua albastră a unui divan și se juca cu părul mătăsos al unui minunat câine de rasă. În mijlocul camerei se afla în picioare Tyrrell Orbul. Ce părere ai despre Lovely, Sir Edmund? Întrebă deodată tânărul. Lovely era numele câinelui de rasă. Consider impertinentă întrebarea, signor Angelo Bembo, răspunse Orbul. Nu cunoști infirmitatea mea? Ai dreptate, Sir Edmund, ai dreptate, murmură Bembo, al cărui chip frumos și nepăsător exprima o nuanță de batjocură. Infirmitatea dumitale e bine cunoscută. Reprezintă cea mai frumoasă pană a aripii dumitale și sunt sigur că n-ai schimba-o nici pentru 1000 de lire sterline. Într-adevăr, spuse sec Tyrrell. Adevărat? De fapt, te-ai putea face și surd. Poate să fie nevoie. Just lovely. Zău dacă fata aceea pe care ai dezgropat-o nu știu de unde, nu-i cea mai frumoasă făptură din lume, Sir Edmund. Găsești, signor? Da, pe Dumnezeul meu.
Sir Edmund, nu te încrunta. N-am nicio pretenție la ea, chiar de-ar fi fost și mai frumoasă. Ceea ce e greu de imaginat. Din moment ce are o legătură cu dumneata, pentru mine a devenit la fel de venerabilă ca o centenară. Vă stimez mult pe toți cât sunteți, dar nu vă iubesc. Asta e o mare nenorocire pentru noi, signor. Nu vă iubesc, continuă cavalerul Bembo, și dacă n-ar fi fost Don Jose, pentru care m-aș lăsa ucis de 1000 de ori, de mult aș fi trimis la dracu organizația voastră. Ar fi pentru noi o mare pierdere, signor, spuse iar Tyrell cu răceală. Mare sau mică, ăsta e adevărul. Există printre voi o duzină de mutre care îmi calcă pe nervi. În primul rând, adumitale, Sir Edmund. Nu te supăra, te rog. Pe urmă, doctorul Moore, care are aerul unui vampir pe onoarea mea. Apoi mutra fanfaronului ăluia de Major Barrowell. Un adevărat englez ăsta. În sfârșit, ca să nu mai lungesc prea mult lista, cea a pretinsului doctor Müller, căruia tare aș vrea să-i văd diploma. N-ai decât să-i o ceri, signor. Se spune că e în stare să despice în două un glonț de revolver și încă de la 20 de pași pe lama unui brici. Ca să revenim la subiect, nici eu nu valorez poate mai mult ca voi și tocmai ăsta e lucrul cel mai îngrozitor. Dar cel puțin îmi petrec timpul distrându-mă și apoi nu sunt un om care... Signor, îl întrerupse Tyrell, puteam să gândesc astfel, dar nu să-mi și exprim părerea. Răzbună-te, Sir Edmund, ți-am oferit un subiect gras. Ca să-mi continui ideea, eu sunt un biet sclav, m-am dăruit fără rezerve. Știam că te-ai vândut, signor. Angelo se ridică brusc și îl dădu la o parte pe Lovely cu piciorul. M-am dăruit, domnule, m-am dăruit, strigă el. Eu sunt un gentilom, auzi? Și dacă mi-am pus voința în serviciul unei voințe mai puternice, n-am făcut-o pentru bani. S-ar putea ca zvonul public să se înșele, signor, replică Tyrell cu o ironie mușcătoare. Zvonul public, ai zis? Aha, mă socotiți după chipul dumneavoastră. Credeți că vă semăn, dar voi nu vedeți în Don Jose prietenul, stăpânul meu. O mărturisesc cu orgoliu, voi nu vedeți în el decât fațeta pe care vă înfățișează vouă, unelte ticăloase ale uriașelor sale planuri. Dacă ați ști... Ce să știm? Întrebă Tyrell, apropiindu-se cu un aer lacom. Angelo își mușcă buza până la sânge. Jos, Lovely, mormăi el roșind. Ce naiba, domnule Tyrell sau Sir Edmund? Nu te mai uita așa la mine, tot n-ai să vezi nimic de vreme ce ești orb. Ce vrei să afli? Dacă nu mai fi întrerupt, lucru pentru care îți mulțumesc, era să spun o prostie. Marchizul are deci planuri pe care noi nu le cunoaștem? Întrebă încet orbul. Am spus eu așa ceva? S-ar putea. Un singur lucru e cert. Aceste planuri îmi sunt la fel de necunoscute ca și vouă. Don Jose ține la mine, dar, slavă Domnului, nu sunt confidentul lui, căci sunt cam limbut din fire. Tot ceea ce știu e că are un suflet mare, o inteligență vie și o voință neînduplecată. Îmbinarea acestor trei lucruri se numește geniu, Sir Edmund, și când ai geniu, nu te mărginești să pescuiești în ape tulburi ca dumneata, care trebuie să recunosc, pui uneori mâna pe niște peștișori drăguți. Spune-mi, te rog, cum o cheamă pe fata aceea frumoasă? Susana, signor. Și ce ai de gând să faci cu ea? E și asta o întrebare. Orbul începu să străbată din nou camera în lung și în lat, părând că meditează. Cavalerul Angelo Bembo îl urmărea cu o privire înciudată și tristă. Ce nevoie aveam să stau de vorbă cu omul acesta, își spuse el, recăpătându-și în cele din urmă buna dispoziție. Un cuvânt în plus
și aș fi trădat un secret ce nu mi-aparține, un secret ce nu mi-a fost încredințat, pe care l-am descoperit întâmplător și pe care sărmana mea minte este prea strâmtă ca să-l cuprindă. Poate că am și vorbit prea mult. Angelo părea să aibă vreo 22 de ani. Era unul din acei tineri frumoși cu profil grec pe care pictorii Italiei îi căutau odinioară dincolo de mări, în insulele mediteraneene, pentru a-i zugrăvi pe pânze cu nume de zei sau eroi mitologici. În ochii săi mari, negri, pătrunzători și plâns totodată, se lășluiau la oaltă o inteligență vie și un avânt plin de cutezanță. Dar ansamblul trăsăturilor sale, cu toată perfecțiunea armoniei, lăsa să se observe un fel de sensibilitate feminină excesivă și o slăbiciune capricioasă, amestecată cu nepăsarea copilărească. Angelo putea fi un fermecător partener de bal, un aprig adversar în câmpul de luptă, dar în împrejurări în care trebuia să dovedească tărie de caracter, prudență și răbdare bărbătească, Angelo era handicapat. Se născuse în Malta, unde părinții săi de origine venețiană avuseseră odinioară o situație nespus de înfloritoare. Cucerirea insulei de către englezi îi ruinase familia, a cărei decădere începuse odată cu campania generalului Bonaparte pentru cucerirea Egiptului. Familia Bembo a fost obligată să părăsească Malta în urma jignirilor aduse de agenții colonizării engleze, iar Angelo, rămas orfan la vârsta adolescenței, se trezi azvârlit în vârtejul vieții, fără avere și fără niciun sprijin. Începuse cu treiere Europa, avântându-se cu ochii închiși în viața întâmplătoare a aventurierului. La Paris, Angelo îl întâlni pe marchizul de Rio Santo. La Paris, ca și la Londra, Rio Santo avea nenumărate legături misterioase, ale căror ramificații diverse se întâlneau cu mult peste frontierele Franței. Ar fi prematur să dăm acum cititorului cheia uriașelor lui planuri puse la cale de atâta vreme. Prea multe evenimente bizare ne despart încă de peripețiile finale pentru a ne fi îngăduit să riscăm de pe acum o indiscreție cât de neînsemnată. Tânărul italian fu prezentat lui Rio Santo, care îi arătă un interes aproape subit, după ce ascultă odiseea persecuțiilor îndurate de familia sa din partea Angliei. Angelo rămase de atunci în preajma marchizului și când acesta plecă la Londra, îl însoți. Acolo se despărțiră de ochii lumii. Angelo își reluă calitatea de tânăr gentilom italian, precum și poziția de independență. Rolul lui era să îngroașe numărul admiratorilor dezinteresați ai lui Rio Santo și să contribuie astfel la creșterea prestigiului acestuia. L-am văzut în exercițiu funcțiunii la balul de la Trevor House, dar putea să intre oricând în palatul din Belgrave Square. Rio Santo ținea într-adevăr la el, iar Angelo răspundea acestei prietenii printr-un devotament fără margini. Tyrell continua să se plimbe. Angelo își recăpătase seninătatea și zâmbea, gândindu-se probabil la dragoste, în timp ce degetele lui subțiri, lungi și albe, se jucau cu părul mătăsos al lui Lovely. Deodată câinele se așeză în patru labe și scoase un lătrat de mulțumire. Apoi sări spre una din ușile apartamentului, care se deschise numai decât. Rio Santo intră în odaie, urmat de doctorul Moore. Era palid și părea foarte obosit. Avea cearcăne mari în jurul ochilor săi stinși. Liniștește-te, Lovely, liniștește-te, spuse el, dând la o parte câinele, care, neobișnuit să fie tratat cu indiferență, se refugie trist la picioarele divanului. Bună seara, Ange, îi strânse mâna și îi șopti. Du-te și ia banii din trăsură. Sunt 10.000 de lire sterline. Provin de la casa din Carhill.
îi pui în seif. Angelo salută și ieși. Ce s-a întâmplat, Sir Edmund? Întrebă apoi marchizul. Doctore, te rog să mă ierți. Vă rog să luați loc, sunt al dumneavoastră. Aș vrea să știu, răspunse orbul, dacă planul meu a avut succes. Ești un om abil, Sir Edmund, replică glacial Rio Santo. Totul a ieșit bine și ai câștigat astăzi 100 de guinee, pe care trezorierul meu ți-o ține la dispoziție. Milord, începu orbul făcând o plecăciune. Asta-i tot? Îl întrerupse marchizul. Nu, nu-i tot, milord. Am ținut să vă vorbesc despre tânăra aceea, Susanna. Susanna? Îl întrerupse din nou marchizul, dar de data aceasta cu blândețe, ca și cum numele rostit i-ar fi mângâiat plăcut auzul. Orbul nu reuși să-și rețină un surâs, dar curând îl alungă, simțind privirea plictisită pe care i-o arunca Rio Santo. Vorbește, porunci acesta din urmă, tolănindu-se pe divan. Tyrell rămase în picioare și continuă. Fata aceea tânără, milord, nespus de frumoasă, după cum ați putut constata, este foarte potrivită pentru rolul ce îi se va încredința. Dar e îndrăgostită și mă tem... De cine? Îl întrerupse brusc marchizul. De smititul acela de Brian Lancaster, răspunse Tyrell. Brian e unul din oamenii noștri, murmură marchizul prea încet ca Tyrell să-l poată auzi, în ciuda dorinței neestăvilite acestuia. Și cu toate păcatele pe care aristocrații le lasă moștenire copiilor lor, el și-a păstrat sufletul curat, apoi rosti cu glas mai tare. Îmi pare bine că-l iubește pe Brian de Lancaster, Sir Edmund. Serios, milord, zise orbul. În cazul acesta nu poate decât să-mi pară bine și mie, dar e o fată cam ciudată. O fată adorabilă, spuse Rio Santo cu un aer melancolic. Adorabilă, desigur, milord, de vreme ce senioria voastră o găsește astfel, dar nu seamănă deloc cu celelalte femei. Teama n-are nicio putere asupra ei și mi-e frică de indiscreții. Îl iubește mult, Sir Edmund. Cu pasiune și înfocare, milord. Aș spune că nutrește pentru el o dragoste sublimă, dacă n-aș disprețui cuvintele mari pe care poeții le-au făcut ridicole. Ești prea aspru, Sir Edmund, iar Brian e un om fericit. Orbul își stăpâni un zâmbet, iar Rio Santo continuă după câteva clipe de tăcere. Se apropie momentul, Sir Edmund, când toți cei ce m-au slujit vor fi răsplătiți peste așteptările lor. Fii cu ochii pe Susanna, căci e adevărat, orice indiscreție ar putea, dacă nu să anihileze, cel puțin să întârzie succesul, dar nu o despărți de Brian. Fata a știut să-mi stârnească interesul, Sir Edmund. Nu uita acest lucru și procedează în consecință. Tăcu, orbul făcu o plecăciune adâncă și ieși. Rio Santo rămase singur cu doctorul Moore. Sfârșitul capitolului 5. Paul Feval, Misterele Londrei. Partea a doua, Fica Spânzuratului. Capitolul 6. Diplomație. După plecarea orbului, marchizul rămase o clipă pe gânduri. Chipul lui frumos, chinuit de oboseală, căpătase o expresie înduioșată. Murmură de 2-3 ori numele Susanna, ca și cum acesta ar fi trezit în sufletul lui o rezonanță plăcută. Are ochii ei, murmură în cele din urmă, dar mai aprigi. Are fruntea ei, dar mai lată. Are frumusețea ei, dar mai trufașă și mai puternică. Aș vrea să o fac fericită într-o amintire a fericirii mele trecute. Îl chemă printr-un gest pe doctorul Moore, care stătuse deoparte în timpul convorbirii lui cu Tyrell. Doctorul se apropie și rămase la rândul lui în picioare lângă divan. Cum ți s-a părut bolnava noastră, se interesă marchizul? Situația e proastă, milord, foarte proastă, răspunse doctorul Moore, clătinând cu un aer grav din cap. Natura strict morală a suferinței ei face tratamentul dificil, ca să nu spun imposibil.
Ar exista un singur leac. Care? Fericirea. Rio Santo făcu un gest care îi trădea nerăbdarea. O umbră de tristețe îi se așternu pe frunte. Nu crezi, deci, că aș putea o face fericită? Murmură el. Nu despre asta e vorba, milord, dacă mi-e îngăduit să o spun. Dumneavoastră cunoașteți mai bine decât oricine starea de tulburare morală în care trăiește de multă vreme Miss Mary Trevor. În clipa de față, nimeni nu poate ști ce ne rezervă viitorul. Acum îl iubește pe tânărul Frank Percival. Îl iubește la nebunie, milord. Obsesia impusă firii ei slabe i-a tulburat judecata și i-a ascuns propriile sentimente. Dar, printr-o reacție explicabilă din punct de vedere psihologic, intră în subiect, te rog, spuse nerăbdător Rio Santo. Printr-o reacție explicabilă, continuă încet doctorul, inima ei se revoltă. Iar Frank Percival este cel care, în sfârșit, culege roadele atâtor suferințe. Crezi, într-adevăr? Sunt absolut convins, milord, după cele ce s-au petrecut astăzi, căsătoria dumneavoastră cu Miss Mary este un lucru sigur, stabilit. Dar chiar în clipa aceasta când vă vorbesc, Miss Mary se gândește la Frank. Zdrobită de emoții pe care temperamentul ei vlăguit nu le poate îndura, Miss Mary se chinuie acum în pragul morții. În pragul morții? Exclamă Rio Santo, făcându-se alb ca varul. Da, milord, adică e posibil să fie exagerat. Miss Trevor o mai poate duce așa câteva luni. Ce fatalitate, murmură Rio Santo cu mânie și durere. De ce oare a trebuit să o întâlnesc? Cum spuneam, continuă doctorul, al cărui chip își păstra aerul nepăsător, Miss Mary trăiește cu gândul la tânărul Percival. Dragostea pentru el o ține în viață și în același timp o ucide. Ah, milord, e un caz dificil, dar extrem de interesant. Rio Santo nu mai auzea ce îi spune. Sprâncenele sale se încruntară sub povara unei neliniști mute și amare. Trebuie, spuse el în cele din urmă, această căsătorie este o necesitate. Fără îndoială, milord, fără îndoială, dar acestea sunt mijloacele pe care stadiul actual al științei ni le poate pune la dispoziție. Aparent, boala Lady Mary este o afecțiune nervoasă care progresează cu repeziciune spre limitele ei extreme. Am tratat-o în consecință. Din păcate însă, îngrijirile mele n-au fost încununate de succes. Era și de așteptat. Maladia ei nu poate fi învinsă cu ajutorul sedativelor. Bine, bine. Și nu mai e nicio speranță? Dați-mi voie, milord, dacă senioria voastră are timp să mă asculte până la capăt, voi răspunde implicit întrebării sale. Dar mai întâi trebuie să vă aduc la cunoștință că alaltăieri am încercat o soluție care ar fi putut da rezultate excelente. Ce soluție? Am încercat să-l otrăvesc pe Frank Percival, răspunse doctorul cu un sânge rece de necrezut. Rio Santo sări de pe divan. Fruntea lui palidă se înroși brusc. Ai încercat? Începu el pe un ton violent. Să-l otrăvesc pe Frank Percival, milord, completă Mur fără să se emoționeze. Rio Santo se ridicase. Privirea lui exprima indignare, apoi se fixă greoaie și aspră pe chipul doctorului. O clipă, acesta rezistă curajos privirii marchizului, dar ochii lui Rio Santo aveau ceva fascinant, irezistibil. Mur încruntă sprâncenele, bolborosi câteva cuvinte și în cele din urmă își plecă privirea. Ți-am dat, domnule, o misiune de încredere, spuse Rio Santo pe un ton de stăpân. Te-am însărcinat să-l salvezi pe Frank Percival, căruia i-am cruțat viața, o știi prea bine, deliberat. Iar dumneata, în loc să-l salvezi, ai vrut să-l asasinezi, fără să te gândești că un asemenea act, lăsând deoparte caracterul lui infam, de neiertat, ar fi putut arunca asupra mea bănuieli odioase. Ți-ai permis un lucru, domnule, pentru care, dacă aș vrea, te-aș face să te căiești amarnic. Știam că este rivalul dumneavoastră, milord, și voiam... Oamenii care mă slujesc, domnule, renunță la voința lor.
Vai, milord, insistă doctorul cu un gest de nerăbdare. Știm cu toții că sunteți puternic, dar interesele organizației cer în mod imperios această căsătorie, iar eu sunt un lord al nopții, ca și senioria voastră. Ca mine? Repetă marchizul cu un suprem dispreț. Iertați-mă, milord, ca dumneavoastră. Știți prea bine, milord, continuă el, când dând brusc vocii o expresie de umilință. Avem o încredere nemărginită în dumneavoastră. Statutul nostru nu vă leagă cu nimic. Aveți numai drepturi și nicio obligație. Chiar dacă eu cu tezanță din parte mi se măsocotesc egalul dumneavoastră, sunt nevoit să vă comunic părerea mea cum că această căsătorie vă scapă printre degete. Și nu cunosc în toată Londra alt per al Angliei fără moștenitor de sex masculin și cu o singură fică. Marchizul nu-i răspunse imediat. Se mai învârti puțin prin cameră și apoi se instală în fața lui Moore. Dacă ai fi zbutit să-l otrăvești pe Percival, spuse el, îți jur pe onoarea mea că te-aș fi spânzurat. Moore tresări atât de puternic încât era evident pentru oricine că amenințarea nu constituia o simplă lăudăroșenie. Rio Santo se trânti pe divan. Dar n-ai izbutit, continuă el, așa că te grațiez. În clipa aceea, pendula a bătu orele 8. Marchizul urmă. Nu mai am decât 5 minute pentru dumneata, domnule, și nu mi-ai răspuns încă la întrebare. Moore ezită o clipă. În cercul lui era și el un om mândru și puternic. Acest rol de vasalitate pasivă care era impus fără menajamente îi zgândărea orgoliul, dar probabil că o legătură strânsă și puternică îl reținea, căci se înclină și răspunse. Ne mai rămâne o singură soluție, milord. Trebuie să recunosc că e precară și, de altfel, cine știe dacă nu va ridica una din acele obiecții generoase care pot să ne uimească uneori, dar pe care nu avem dreptul să le combatem, după cât se pare. Explică-te și grăbește-te, spuse Rio Santo. Orice boală își are antidotul, milord. Natura e complexă, doar știința este insuficientă și limitată. Trebuie să experimentăm. Or, a experimenta pe Miss Trevor? Ia seama, exclamă cu înflăcărare marchizul. Îmi pare bine că mi-ați devansat gândul, milord. Nu ne mai rămâne decât să experimentăm pe altcineva. Dar un cadavru tăiat în bucăți n-ar putea să-mi lumineze ignoranța. Trebuie să pun întrebări vieții. Trebuie să provoc în chip artificial niște fenomene asemănătoare cu cele care o constituie simptomele bolii domnișoarei Mary, folosindu-mă de o tânără de vârsta ei. Dar e îngrozitor, spuse marchizul cu dezgust. Da, milord, odată provocate aceste simptome, trebuie să lupt împotriva lor, tatonând, încercând, orbecăind în întuneric. Dar asta poate însemna o crimă. Da, milord, există posibilitatea, 10-1. Că tânăra despre care vă vorbesc să piară. În chinuri groaznice, după un lung supliciu. Da, milord. Dar alt mijloc nu poți găsi, domnule? Întrebă Rio Santo agitat. Dacă senioria voastră dorește, voi mai încerca, dar timpul ne zorește și fiecare oră de întârziere agravează starea domnișoarei Trevor. Rio Santo își trecu mâna peste fruntea îmbrobonată de sudoare. Senioria voastră n-a avut pentru mine decât 5 minute, spuse doctor Moore. Cele 5 minute s-au scurs. Salvează-o pe Mary, rosti Rio Santo cu o voce abia inteligibilă. Doctorul se îndreptă spre ușă. Ascultă-mă, continuă marchizul. O faci pentru bani? Ne aflăm la Londra, răspunse Moore cu o jumătate de zâmbet. Iar eu sunt englez. Întrebare inutilă, milord. Ah, oraș blestemat, murmură Rio Santo. Ei bine, domnule, dacă vrei să câștigi, să câștigi mult, să câștigi o avere, salvează-o pe Mary, cruțând viața acestei fete. Doctorul îl privi pe Rio Santo de parcă nu l-ar fi văzut niciodată până atunci. Am să încerc, milord, făgădui el. Trecând pragul, adăugă printre dinți. Oare pot conviețui în același suflet îngerul și diavolul? Acest om a făcut mai mult rău decât noi, iar adineaori l-am văzut lăcrimând numai la gândul suferințelor unei tinere pe care nici nu o cunoaște. Rio Santo trase cordonul de mătase al soneriei.
Un servitor ridică o perdea ce se afla în cealaltă parte a ușii prin care ieșise doctorul Moore. Mă așteaptă cineva, Toby? Întrebă Rio Santo. Un gentleman înveșmântat într-o manta, milord, a intrat singur pe ușa din spate. Poftește-l. Perdeaua se ridică brusc și un bărbat înalt, al cărui chip era în mare parte ascuns de blana unei mantale lungi, intră în cameră cu un pas apăsat, făcând să răsune pe covor pintenicismelor sale noi, bine lustruite. Cum se mai simte cu sănătatea luminăția voastră? Întrebă Rio Santo, schițând un salut de curtean. Bine, bine, milord, răspunse noul venit, scoțându-și mantaua și descoperindu-și astfel fața iosoasă, cu pomeții foarte proeminenți, cu fălci puternice și cu fruntea vârâtă până la sprâncene într-o claie de asă de păr. Luminația sa era un tătar, un prinț tătar, Dmitri Nicolae Pavlovici, prințul Tolstoi, ambasadorul țarului Nicolae, pe lângă maestatea sa britanică, William al IV-lea. Dmitri Tolstoi se pricepuse să ocupe la Londra o poziție de prim ordin, deținând, ca să spunem așa, președinția efectivă a corpului diplomatic. Se trânti ușor pe divan lângă Rio Santo. Marchize, spuse el, povestea tărăgânează prea mult și stăpânul meu, împăratul, a cam început să-și piardă răbdarea. Îmi pare foarte rău, milord, spuse blajin Rio Santo. Prințul își stăpâni cu un gest de nerăbdare. S-ar părea că privești într-un mod filozofic nemulțumirea țarului, spuse el. Îmi pare foarte rău, repetă Rio Santo. Nu pot spune nimic mai mult și obișnuiesc să privesc astfel toate evenimentele nefericite pe care n-am posibilitatea să le evit. Foarte bine, marchize, foarte bine. Cu alte cuvinte, o știre dezastruoasă, o lovitură cumplită, exagerați, milord, un lucru supărător și nimic mai mult. Diplomatul își încruntă sprâncenele stufoase. Pe Sfântul Nicolae, domnule, exclamă el, dumitale ți-e ușor să vorbești astfel. Când maestatea sa imperială se înfurie pe unul din angajații săi, domnule, agentul acela trebuie să tremure și să se umilească. Eu nu știu să tremur, milord, îl opri Rio Santo, fără să ridice tonul. Și sunt prea puțin orgolios ca să am prilejul de a mă umili vreodată. Permiteți-mi de altfel să rectific o expresie care, fără îndoială, v-a scăpat. M-ați inclus printre agenții maestății sale imperiale. Și, mă rog, ce ești dumneata, milord? Prințe, ar trebui să depun o poveste prea lungă pentru a răspunde acestei întrebări. Or, nici eu n-am răgazul să o istorisesc, nici dumneavoastră să o ascultați. Mă voi mărgini deci să vă spun ceea ce nu sunt. Nu sunt agentul stăpânului dumneavoastră, milord. Diplomatul lovi covorul cu pintenul. La naiba, continuă el, fără să-și mai ascundă mânia. Iată o îndrăzneală ciudată la care nu mă așteptam. După ce ți-am pus la dispoziție sume enorme, pentru care mulțumesc luminăției voastre, sincer și din toată inima, ele mi-au slujit foarte bine țelurile. După ce m-am lăsat tras pe sfoară cu făgăduieli mincinoase... Niciun cuvânt mai mult, milord, replică Rio Santo, pe un ton sec și cu o privire mândră, în fața căreia orgolioasa mânie a diplomatului se stinse ca prin minune. Rog să fiu iertat, milord, că v-am întrerupt, continuă numai decât Rio Santo, pe tonul său obișnuit. Erați pe punctul de a rosti cuvinte care necesită o ripostă severă, iar eu nu-mi pot permite să pierd colaborarea majestății sale imperiale. Vă rog să mă înțelegeți bine, milord, și să nu distrugeți un pact care ne este reciproc avantajos. Admirabil, murmură Tolstoi. După cât se pare, vom trata pe picior de egalitate de la națiune la națiune. Adică dumneata, domnule marchiz, pentru senioria voastră, iar eu pentru stăpânul meu, împăratul. Minunat! Cel puțin e adevărat, milord, răspunse calm Rio Santo. Diplomatul încercă din nou să se certe cu covorul. Cu atât mai adevărat, continuă marchizul, cu cât instrucțiunile dumneavoastră, milord, cuprind un paragraf special care mă privește. De unde știi? Dați-mi voie. Sumele de care faceți atâta caz nu completează adunate suma pe care ați fost însărcinat de maestatea sa imperială să mi-o înmânați. Ce vrei să spui cu asta? Că sunteți debitorul meu cu aproximativ 300.000 de ruble, milord. Prințul deschide gura și îl privi pe Rio Santo, înmărmurit.
Între 300 și 350 de mii, încheie liniștit Rio Santo. Am borderourile în casa mea de bani. Sunt convins că luminăția sa va avea bunul gust de a nu pune la îndoială calculul meu. Nu, nu, pe cuvântul meu, spuse prințul agitat. Într-adevăr, maiestatea sa m-a însărcinat de necrezut. Fii convins că n-aveam de gând, dar, pentru numele lui Dumnezeu, ai un ambasador la Sankt Petersburg. Rio Santo se înclină grațios în semn de încuviințare. După cum vedeți, milord, tratăm de la națiune la națiune. Adică luminăția voastră cu mine. Trimisul meu cu stăpânul dumneavoastră. E ceva diabolic aici, murmură diplomatul. Oricum, domnule marchiz, adăugă el cu o oarecare curtoazie, îți datorez scuze. Știam că țarul stimează în altele dumitale merite, dar habar n-aveam că... Să lăsăm asta, milord. Cât despre cele 300 de mii de ruble, să le lăsăm și pe ele. Doresc ca luminăția voastră să știe, spre a se lămuri, odată pentru totdeauna asupra mea, că aurul Rusiei nu constituie decât o parte destul de neînsemnată a resurselor mele, iar dacă veți avea nevoie, milord, pentru stăpânul dumneavoastră de vreun avans, 2 sau 3 milioane de franci, sau de 2 ori pe atâta, sau chiar mai mult, v-aș ruga să țineți seama de faptul că vă stau la dispoziție oricând. Rio Santo rosti toate acestea pe un ton simplu și serios, care nu tăgăduia nici măcar umbra unei îndoieli asupra sincerității afirmațiilor sale. Copleșit de această ofertă regească, prințul părăsi atitudinea prea semeață pe care o luase pe divan și-și ascunse picioarele ca să nu-i se mai vadă pintenii. Sfârșitul capitolului 6. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Paul Feval, Misterele Londrei. Fiica spânzuratului, capitolul 7. Politica. Prințul Dmitri Tolstoi păstră timp de câteva secunde o tăcere stingheritoare. Se uita la Rio Santo pe furiș, ca și cum ar fi vrut să ghicească dintr-o dată secretul acestui om, care, dezvăluind o mică parte a misterului ce îl înconjura, îi se înfățișa într-o lumină stranie. Îmi este îngăduit să adresez o întrebare senioriei voastre? Vorbi el în cele din urmă. De obicei, răspunse Rio Santo surâzând, luminăția voastră mă chestionează fără să întrebe dacă îmi face plăcere sau nu. Vă rog, milord, poftiți. Tolstoi se înroși și ochii săi mici se plecară deodată cu linia groasă a sprâncenelor. Este un reproș, spuse el, și de fapt nu știu dacă trebuie să-mi permit. Vă rog, milord, nu vă sfiiți. Prințul șovăi încă o clipă, apoi continuă. Îl cunoașteți personal pe țar, domnule marchiz? Da, milord. Ah, exclamă Tolstoi, acoperindu-și atitudinea cu un veșmânt nou de rezervă curtenitoare. Nicolae Pavlovici, preciză Rio Santo, mi-a făcut plăcerea de a-i asculta unele planuri care, pe vremea aceea, nu erau în mintea mea decât niște vagi proiecte. Stăteam de vorbă cu el seara după recepția de la curte și foarte adesea zorii zilei puneau capăt discuțiilor noastre. Adevărat, domnule marchiz, spuse prințul devenind din ce în ce mai mic pe divan. Da, de foarte multe ori, continuă Rio Santo, care părea transportat de amintirile sale. Odată, după o lungă conversație când i-am explicat cu entuziasm crezul meu politic, maiestatea sa a binevoit să-mi strângă mâna și mi-a agățat pe piept crucea pe care o vedeți aici. Îi arătă crucea Sfântului Gheorghe al Rusiei, care strălucea printre decorațiile vulturul roșu al Prusiei și Maria Tereza a Austriei. Prințul se ridică pe jumătate și, îndreptându-se de mijloc, luă o atitudine protocolară. Nicolae Pavlovici, vorbi mai departe Rio Santo,
își aduce aminte de mine, milord, iar eu, la rândul, îi păstrez un loc respectuos în adâncul memoriei. Crezul meu politic se deosebește de al lui ca ziua de noapte, dar o pasiune comună ne apropie, ura față de același dușman. Marchizul tăcu, lăsând impresia că retrăiește în gând timpuri de mult trecute. Tolstoi țeapăn, mut, stătea nemișcat ca orice soldat în fața superiorului său. Rio Santo căpătase în ochii săi proporții fantastice, iar mâna aceea care atinsese mâna lui Nicolai îi părea că iradiază o lumină supraomenească. Iertați-mă, milord, spuse deodată Rio Santo, trezindu-se din visare. Iată că ne-am îndepărtat foarte mult de scopul vizitei dumneavoastră. Ați venit să-mi cereți o explicație. Să vă cer o explicație, dumneavoastră, domnule marchiz. Ferească Dumnezeu! Luminăția voastră are memoria scurtă, replică Rio Santo surâzând. Nu-i niciun sfert de oră de când îmi cereați socoteală, considerându-mă agentul dumneavoastră. Rog pe senioria voastră să nu mi-o ia în nume de rău, rosti pe un ton vrednic de milă prințul. Maiestatea sa împăratul, Augustul meu stăpân, nu mi-a spus niciodată cui voi avea cinstea să transmit fondurile pe care mi le încredința, iar eu am crezut... Ce ați crezut, milord? Senioria voastră nu se poate declara satisfăcută cu scuzele mele sincere și respectuoase, bâigui Tolstoi, cu o umilință sub care se și ascundea o doză apreciabilă de ranchiună. Ați crezut, continuă Rio Santo, că aveți de-a face cu unul din acei aventurieri disperați care speculează pasiunile secrete ale capetelor încoronate și izbutesc prin minciuni, intrigi și uneltiri să stoarcă prinților o anumită subvenție considerabilă sau neînsemnată, după cum poartă, ca mine, un nume nobil și decorații pe piept, sau ca alții un nume de împrumut și un frac uzat? Cu alte cuvinte, credeați că vă înjosiți stând de vorbă cu mine? Vai, domnule marchiz, exclamă prințul. V-ați întrebat, probabil, milord, dacă nu cumva era șocant și intolerabil ca un om de rangul luminăției voastre să se deranjeze pentru un marchiz oarecare, poate de contrabandă. Într-adevăr, nu pot fi supărat pe dumneavoastră, pe onoarea mea, domnule marchiz. Dar ceea ce v-a indispus cel mai mult, prințe, a fost faptul că anonimul marchiz n-a cerșit luminăției voastre un sprijin deosebit de inteligent, că a avut stângăcia nepermisă de a-și păstra pentru el planurile și proiectele sale. Mărturisesc, milord, în privința asta am greșit. Dar dacă trebuie să o spun, viața mea e mai agitată decât a altor oameni, pentru că plăcerile lumești și ceasurile de singurătate forțată pe care mi le impun moda constituie pentru mine o obligație gravă. Dacă aș fi silit să-mi deschid sufletul în fața tuturor celor ce se socot îndrept să mă interogheze, n-aș mai avea timp să mă plimb și aș trece în ochii doamnelor nobile un om de afaceri. Se întâmplă un lucru îngrozitor. Lumea a și început să mă ia drept diplomat. Rio Santo trase o pernă de pe divan și și-o puse sub cap. Prințul se sculă în picioare. Milord, spuse el, salutând respectuos, știu că nu mă bucur de încrederea senioriei voastre. Mărturisesc sincer că misterul comportării dumneavoastră m-a intrigat nespus până acum, nu ca simplu particular, ci ca reprezentant al împăratului, stăpânul meu. Știam că plănuiți să îndepliniți o misiune importantă pe care o întrevedeam până la un anumit punct, deși nu cunoșteam mijloacele. V-am pus la dispoziție sume pe care îmi era îngăduit să le consider drept considerabile. Poate era firesc? Foarte firesc, prințe, și nu vă puteați gândi la altceva decât că banii suveranului dumneavoastră servesc la întreținerea acestui lux aproape regesc de care mă bucur. N-am spus asta, domnule marchiz, dar ați gândit-o, milord. Tolstoi se înclină din nou. Domnule marchiz, spuse el, lăsând să-i se vadă limpede starea de iritare, am vrut să vă cer scuze,
Nu se poate cere mai mult unui gentilom și cu toate acestea, după cât se pare, nu doriți să răspundeți cu aceeași monedă atitudinii mele. Întrucât nu prea văd utilitatea unei explicații continuată pe acest ton ostil sau cel puțin echivoc, mă voi despărți de senioria voastră, declarându-mă la ordinele sale, ori de câte ori va binevoi să stea de vorbă cu mine. Rio Santo se ridică pe jumătate. Oare v-am jignit fără să vreau, milord? Întrebă el. Apoi pe un ton aspru. Să nu mai discutăm despre asta, vă rog, milord. Ați venit la mine să mă interogați ca un superior pe subalternul său. A trebuit să restabilesc adevărul pozițiilor noastre respective și să prelungesc lecția pentru ca luminăția voastră să nu mai fie expusă a uita de aici înainte. Acum, milord, vă rog să luați loc și să mă ascultați, deoarece vreau să vă supun o propunere importantă. Diplomatul încercă să zâmbească, dar acest efort nefericit nu produse decât o strâmbătură tristă sub care se întrezărea o ciudă violentă, înăbușită de teamă. Își reocupă crispat locul pe divan. Am auzit, milord, începu Rio Santo, ațintind asupra o privire senină, că luminăția voastră obișnuiește să-și exprime despre mine o părere dintre cele mai severe. După dumneavoastră, aș fi preocupat în mod excesiv de intrigi galante, de prinsori năsăbuite pe scurt, m-aș vântura de colo până colo, fără niciun rost. Mi s-a spus chiar că mă acuzați de a-mi petrece ceasuri de-a rândul, meditând asupra croielii unui frac. Tolstoi făcu un gest de nerăbdare vehementă. Spuneați, domnule marchiz, îl întrerupse brusc, că ne vom ocupa de lucruri serioase. Faptul că m-ați întrerupt, milord, răspunse Rio Santo, constituie o dovadă că însuși dumneavoastră considerați aceste afirmații drept niște glume fără haz. Sper să nu vă schimbați părerea în urma convorbirii noastre și sunt convins că nu veți mai vorbi despre mine cu ușurință în momentele dumneavoastră de rătăcire. Să trecem la fapte. Vreau să vă cer un serviciu, milord. Domnule marchiz, sunt la dispoziția dumneavoastră. Rio Santo deschise sertarul unei mese și scoase de acolo o hârtie pe care o întinse ambasadorului. Citiți mai întâi ce scrie în acest document, milord, spuse el. Diplomatul desfăcu hârtia și începu numai decât să citească. În timpul acesta Rio Santo scosese din buzunarul de la piept un portofel și își punea în ordine diverse hârtii, fără să se ostenească a urmări pe fața prințului efectul produs de materialul pe care acesta îl avea în mână. Terminând de citit, prințul scoase o exclamație de uimire. Bine, dar acesta-i planul lui Napoleon, murmură el. Rio Santo își închise portofelul. Planul lui Napoleon, dezvoltat și adaptat la nivelul păcii europene, continuă diplomatul vorbind de unul singur. Am avut cinstea să mă întâlnesc cu maestatea sa, împăratul francezilor, la Sfânta Elena, în anul care a precedat moartea sa, răspunse Rio Santo. Și el ura cu ardoare ceea ce urăsc eu. Am avut privilegiul să trag învățăminte, milord, din înțelepciunea sa luminoasă. Acest proiect, care nu reprezintă decât o părticică din planul meu, mi-a fost într-adevăr sugerat de acest mare om. Luminăția voastră este de acord cu acest proiect? Proiectul n-are nevoie de aprobarea mea, milord, răspunse Tolstoi, punându-se numai decât în gardă. Dimpotrivă, milord, contez foarte mult pe dumneavoastră pentru a continua efectiv operația începută. Pe mine? Zise Tolstoi. Pe dumneavoastră, numai pe dumneavoastră, milord, pentru că abilitatea dumneavoastră binecunoscută v-a creat o poziție importantă în corpul diplomatic, la care se adaugă rangul puterii ce o reprezentați. Dar, domnule marchiz, există atâția alții care ar putea. Nu sunt de aceeași părere, milord, ambasadorul Franței. Nu neg că ar putea fi la fel de influent ca dumneavoastră, dar n-am niciun mijloc de a acționa asupra-i, iar teritoriul lui rămâne în afara relațiilor mele diplomatice personale. Asta e o adevărată nenorocire, domnule marchiz, spuse prințul, al cărui chip căpătă o expresie rigidă și înghețată. Rio Santo nu dădu nicio importanță vorbelor lui Tolstoi, care continuă după câteva secunde de tăcere.
Oricâtă admirație mi-ar inspira acest produs al imaginației dumneavoastră foarte fecunde, domnule marchiz, oricâtă simpatie aș avea în mod firesc pentru un proiect al cărui îndeplinire, trebuie să recunosc, ar sluji în cel mai înalt grad politica stăpânului meu, împăratul, mă văd silit cu îngăduința senioriei voastre să stau deoparte. Aș putea îndrăzni să vă întreb motivul, milord. Poate că, domnule marchiz, spuse Tolstoi, ai cărui ochi mici scăpărară o lumină de ironie răutăcioasă, eu sunt un om practic și nu un poet, pentru că, în ciuda dorinței mele de a vă fi agreabil, n-am putut să văd în planul dumneavoastră decât o foarte ingenioasă utopie și pentru că ambasada rusă are misiunea de a se ocupa în mod exclusiv de lucruri reale. Prin urmare, îmi refuzați concursul dumneavoastră, milord. Vă rog să credeți că sunt sincer dezolat, domnule marchiz. Visul dumneavoastră înfăptuit ar însemna în mod sigur o teribilă lovitură de spadă în inima dușmanului nostru comun, dar... Tolstoi simulă o ezitare politicoasă. Dar ce? Întrebă Rio Santo pe un ton calm. Dar nu-i decât un vis, domnule marchiz, un vis în care există mult geniu și oarecare pasiune. Dacă mi-ar fi îngăduit să-mi exprim umila părere față de senioria voastră, aș sfătui-o să se trezească și să gândească puțin la Napoleon, care a murit la Sfânta Elena tocmai pentru că a încercat ceea ce îmi propuneți. Și totuși, Napoleon, împăratul, comanda una din cele mai curajoase națiuni de pe suprafața pământului. Și totuși, Napoleon, luptător fără rival, om politic de primă mână, a avut inițiativa proiectului dumneavoastră, lucru capital pentru izbândă, trebuie să o recunoașteți, milord. Astfel încât, dacă vrem să fim drepți, tot ceea ce este geniu în visul dumneavoastră, trebuie să-i atribuim lui, în vreme ce pasiunea... Tolstoi zâmbi, se înclină și se îndreptă pentru a doua oară spre ușă. Sunteți aspru, milord, spuse Rio Santo, fără a da impresia că încearcă să-l oprească. Mă voi vedea silit să apelez la stăpânul dumneavoastră, împăratul. Foarte bine, domnule marchiz, dar de aici înainte? De cât timp credeți că este nevoie, milord, pentru a obține o scrisoare din partea maiestății sale imperiale? Îl întrerupse Rio Santo cu un aer nepăsător. Spunând acestea, își scoase din nou portofelul. Tolstoi părea neliniștit. Cât timp? Băigui. Cred că... Un minut, milord, continuă Rio Santo, ridicându-și privirea semeață asupra lui Tolstoi, care rămăsese pironit în prag. Rog pe luminăția voastră să se apropie și să citească. De data aceasta nu va mai fi vorba de un vis. Scoase din portofel un plic impresionant pe care se aflau semnele coroanei imperiale și blazonul Romanovilor. De îndată ce zări aceste însemne, Tolstoi își înclină capul și își încrucișă mâinile pe piept, cum se spune că fac vizirii turci în fața cordonului de mătase cu care urmează să fie strangulați. Prințul desfăcu încet plicul fără a rupe firul de mătase care îl lega și scoase o foaie de hârtie de care atârna sigiliul particular al împăratului. Hârtia era albă, iar Tolstoi știa ce trebuia să facă și nu mai avea chef să se arate recalcitrant. Se apropie de șemineu și apropie hârtia de flacără. După jumătate de minut, niște litere scrise cu cerneală verzuie apărură pe albul hârtiei. Nu erau decât două rânduri scrise în cifre și o iscălitură. Tolstoi scoase la rândul său din portofel o hârtie mototolită, uzată din pricina prea desei folosiri și o întinse pe tăblia șemineului lângă hârtia cu sigiliul imperial. Hârtia uzată era un cod cifrat. Iată ce silabisi ambasadorul. Voința noastră este ca Dmitri Nicolae Pavlovici Tolstoi să se supună instrucțiunilor pe care eventual îi le va da Don José María Teles de Alarcón, marchiz de Rio Santo. Prințul întoarse misiva în toate sensurile. O compară cu atenție cu codul cifrat și, în cele din urmă, o restitui marchizului spunând: Milord, lucrurile sunt foarte clare. Dispuneți de mine cum doriți.
Urmă o lungă și serioasă discuție între marchiz și ambasador. Acesta din urmă cedă la toate punctele și se angajă să ia contact cu toți însărcinații de afaceri aflați la Londra pentru a-i convinge să acționeze în sensul proiectelor lui Rio Santo. Doar aceasta era voința maiestății sale imperiale. Milord, spuse marchizul în încheiere, misiunea dumneavoastră va fi ușoară. Tirania pe care vrem să o zdrobim amenință să o prime în curând întreaga lume și, în consecință, întreaga lume are interes să o doboare. Greutatea cuvântului maiestății sale imperiale, exprimat prin dumneavoastră, reprezentantul său oficial, va fi de ajuns să încline balanța, căci fiecare dintre diplomații cu care veți lua contact și fiecare dintre stăpânii lor a fost solicitat în parte, așa încât nu așteaptă decât semnalul de trecere la acțiune. De altfel, gândiți-vă că vor fi luate și alte măsuri pentru a se lovi colosul din toate părțile în același timp. Încă un cuvânt. Sper că veți înțelege de aici înainte pentru ce îmi dăruiesc întreaga viață, viața mea aparentă, acestor preocupări frivole pe care dumneavoastră le-ați considerat adevărate crime. Veți înțelege de ce am ținut să devin regele modei, de ce trăiesc într-un lux oriental. E cuvântul dumneavoastră preferat, milord. De ce, în sfârșit, acopăr toate șaptele din West End cu zgomotul intrigilor mele amoroase? O fac pentru că, Dumnezeu să mă ierte, milord, mă supun firii mele. Apoi, pentru că Londra trebuie să vadă în mine opusul celui ce sunt, sau, să mă exprim mai bine, Londra nu trebuie să mă vadă decât sub unul din aspectele mele și să creadă că sunt pur și simplu bărbatul cel mai elegant, cel mai galant și posesorul celor mai frumoși cai din trei regate. Sub acest rol te ascunzi mai bine decât sub o mască. Prințul Dmitri Tolstoi se retrase prin ușa din spate pe unde intrase. Rămas singur, Rio Santo se trânti epuizat pe divan. Era 10 seara. De obicei, marchizul își petrecea o mare parte din noapte, recuperând timpul pe care îl fura lumea, dar în seara aceea oboseala fu mai puternică decât voința lui. În timp ce încerca să mediteze, capul îi căzu pe pernele de pe divan. A dormit. Avu un somn neliniștit și agitat. Când pendula a bătut de 12 ori, anunțând miezul nopții, tresări. Se sculă în picioare, dar la primul pas pe care îl făcu, se izbi de corpul unui om întins pe covor. Nu era un răufăcător, căci vigurosul și frumosul Lovely se culcase lângă el și îi lingea fața, lătrând jalnic. Rio Santo în genunchie. Omul care zăcea pe covor avea fața pătată de sânge și părul ud răvășit. Veșmântul lui scoțian era de asemenea ud luarcă și mânjit de sânge. Rio Santo scoase un strigă de uimire când desluși trăsăturile acestui om. Alergă și puse mâna pe o lumânare, căci nu putea să-și creadă ochilor. Lumânarea îi arătă că nu se înșelase. Angus! Angus! Strigă el. Frate! Moșierul nu se clinti. Rio Santo îl ridică și îl întinse pe divan. În ochii marchizului sclipeau lacrimi. Angus! Angus! Repetă el. Moșierul deschise ochii și își plimbă în jur privirea stinsă. Amândouă! Amândouă, Dumnezeule! Gemu el cu o voce sfâșietoare. Amândouă spierdute! Apoi ochii se închiseră, iar el căzu greoi pe spate. Sfârșitul capitolului 7. Paul Feval, Misterele Londrei. Fiica spânzuratului, capitolul 8. Singurătate. Trecuse aproape o săptămână de la evenimentele pe care le-am povestit în capitolele precedente. Susanna se afla singură în salonașul în care am văzut-o stând de vorbă cu Brian de Lancaster. Ținea în mână o carte, dar privirea-i tristă rătăcea vag peste chiciura depusă de ger pe calda râm. Era calmă, iar în priviri avea mai multă hotărâre ca altă dată. În ultimele 8 zile, Susanna făcuse pași mari pe drumul vieții. Nefericirea ei mută luase brusc sfârșit. Elanurile sufletului îi fusese răstârnite și ocrotite de două ființe binevoitoare.
ignoranța și durerea chinuitoare care o apăsaseră atâta vreme, erau acum luminate de o rază de soare. De o săptămână se întâlnea aproape în fiecare zi cu Lady Ophelia și cu Brian de Lancaster. Lady Ophelia îi dădea cu blândețe lecții despre viață. Nu încercase niciodată să afle secretul Suzanei, deși, înzestrată cu bagheta aceea magică ce se afla în mâinile oricărei femei de lume, ar fi putut ghici de la prima vedere misterul straniu existând sub titlul de prințesă, purtat de o fetișcană. E adevărat că era mândră, nobilă și superbă și știa să poarte cu distincție egreta de diamant care făcea să-i strălucească părul negru, dar în același timp străină de nenumăratele reguli care constituie sintaxa gramaticii mondene. Exista apoi misterul văduviei ei suspecte. Suzana avea și inima și trupul neprihănite. Or Lady Ophelia nu putea să nu știe aceste lucruri după ce vorbiseră atât de des și atât de mult despre dragoste. Între Lady Ophelia și Suzana se înfiripase o afecțiune reciprocă predestinată. Se plăcuseră de la prima vedere, în modul acela romantic pe care poeții se străduiesc să-l explice în multe versuri, deși e lucrul cel mai firesc și mai obișnuit din lume. După 8 zile deveniseră ca niște surori. Lady Ophelia, mai puțin tânără, dar mai expertă în problemele mondene, juca rolul surorii mai mari. Acel mentor tandru și răbdător care ar ține loc de mamă dacă o mamă ar putea fi înlocuită. Suzana, mai neștiutoare, dar mai puternică și înzestrată, poate cu o inteligență superioară, era eleva care se pregătea să devină profesoară. Conversațiile celor două tinere femei aveau un aer straniu și fermecător. În vreme ce una descoperea la fiecare cuvânt un sentiment necunoscut sau nemărturisit, cealaltă, pentru care viața nu mai avea niciun secret, se minuna înduioșată, urmărind în adâncul unui suflet nou și pasionat efectul inițierii în problemele vieții. Căci Suzana, ca și mama noastră Eva, ajunsese la vârsta femeii cu ignoranța absolută a copilului. Doar de 8 zile gusta fructul adevărului despre bine și rău. Un văl gros fusese așternut cu perfidie și cu un țel anume în fața ochilor ei. I se tăinuise cu grijă tot ceea ce o femeie trebuie să știe. Fusese învățată să cânte, să danseze și să se gătească. Încă din primii ani ai vieții fusese legată la ochi pentru ca atunci când avea să devină femeie să poată cădea fără să-și dea seama în păcat și să intre de bunăvoie într-o lume infamă. Biata fată era victima unui complot oribil, urzit cu răbdare, dar, din fericire pentru ea, avea o fire simplă și sănătoasă, în care viciul putea pătrunde doar prin trădare, fără însă a întina sufletul. Suzana era neprihănită, deși ar fi putut privi fără dezgust rușinea pe care n-o cunoștea. Suzana era pură, deși doar 8 zile o despărțeau de vremea când ignorase pudoarea. Dragostea fusese pentru ea un scut de apărare. Cum spuneam, se afla singură în salonașul care îi slujea drept budoar. Toaleta se schimbase întrucâtva ca și ființa sa. Purta o rochie de mătase neagră, închisă la gât cu un guler de dantelă. Acest veșmânt simplu, căruia Suzana îi împrumuta o eleganță cuceritoare, îi reda în schimb tinerețea pe care o ascundea luxul celorlalte podoabe. Acum era într-adevăr o fată tânără. Brian întârzia mult în ziua aceea. De obicei, frumoasa fată nu trebuia să-i dorească prezența, deoarece niciodată nu se lăsa atât de mult așteptat. Într-adevăr, strălucitorul eccentric man adormea la picioarele prințesei de Longueville. Iubea cu atât mai mult și mai puternic, cu cât inima lui pusă la încercare se socotise prea robustă pentru a fi doborâtă. Lupta pasionată împotriva fratelui său, sau mai bine zis împotriva dreptului conferit de vârstă, încetase. Suzana și amintirea ei, când nu era lângă el, îi umpleau viața.
Iubea ca un cavaler rătăcitor, ca un paj, ca un sclav. La rândul ei, Susanna iubea la fel, ba poate chiar mai mult decât Brian. Iubea cu atâta pasiune, încât gingășia lui, depășind cele mai nebunești speranțe ale ei, o întrista și o înspăimânta. Ea, ființa perfectă, întruchipare a purității sufletești și trupești, se întreba: ce sunt eu să mă iubească atâta? Nu era un semn de modestie exagerată, deoarece Susanna, fiică a naturii, nu învățase să se umilească. Era o admirație intensă, un cult, să spunem așa, și o convingere fermă că lumea nu era demnă de Brian. În afară de acestea, simțea acum din ce în ce mai mult nenorocirea care se ascundea sub strălucirea situației ei actuale. Pe măsură ce se iniția în tainele vieții, înțelegea goliciunea și primejdile acelei existențe deosebite care era impusă. Se știa prizonieră, cumpărată, sclavă. Bănuia că în jurul ei se țeseau intrigi, că era spionată și tremura la gândul că în orice clipă putea să apară un om care să-i vorbească pe un ton de stăpân. Biata fată își amintea de scena jucată la căpătâiul lui Percival și, deși se străduise să-și înăbușe vocea conștiinței în această împrejurare, un murmur vag îi răsuna adesea în inimă, spunându-i că participase la o intrigă mârșavă și că sărutul acela pe fruntea muribundului făcuse să curgă multe lacrimi. În asemenea clipe, firea ei mândră, revoltată pe neașteptate, o sfătuia să scuture jugul tiraniei și să-l calce în picioare. Dar oamenii aceia, atât de puternici, care îl aduseseră pe Brian de Lancaster la picioare, nu aveau să zdrobească după ce îi întinsese o mână de ajutor? Ce-ar fi însemnat fără ei? O biată fată nefericită care nu putea să-și găsească izbăvirea decât în moarte. Să moară tocmai acum când sorbise din cupa fericirii? N-avea curaj. Adeseori, când Brian era lângă ea, gura ei se deschidea odată cu inima. Era pe punctul de a dezvălui totul omului care avea dreptul să știe totul. Dar oare nu fusese prevenită că primejdia nu o pândea numai pe ea, că sabia misterioasă a organizației amenința și capul lui Lancaster? Tăcea, fiind convinsă că undeva, în apropierea ei, exista o ureche gata să o asculte. Această obsesie îi ucidea bucuria, îi otrăvea clipele pe care prezența lui Lancaster le umplea cu atâta fericire. Dar nu se putea plânge și își ascundea durerea sub un râs. Suferința ei avea însă să devină și mai chinuitoare. Lancaster îi ceru mâna. La început fu fericită, nespus de fericită, căci nu vedea în căsătorie decât o legătură indisolubilă pe care nu o putea desface decât moartea. Ce-și putea dori mai mult? Dar în fiecare zi descoperea lucruri noi despre oameni și viață. Acum știa că lumea pusese în calea legăturii lor, care îi părea atât de simplă și frumoasă, niște obstacole și, gândindu-se la ceea ce era ea în realitate, sub titlul de prințesă, simți un fior în inimă. Se temea pentru Brian, nu se temea decât pentru el. El își formula în fiecare zi din ce în ce mai insistent cererea de căsătorie, iar beata Susanna nu știa cum să o evite. Era prințesa de Longville. Cine ar fi putut crede că refuzul ei era un gest delicat? Brian îi spuse într-o bună zi: înțeleg, nu vrei să te cobori până la mine. Aceste cuvinte îi zdrobiră inima, dar tăcu din nou. Astăzi, așteptându-l pe Brian, care nu mai venea, se gândea la toate aceste lucruri. Era copleșită de tristețe. Poate că nu mai vrea să vină, murmură ea. Ochii ei frumoși se înălțară spre cer, în timp ce își frământa agitată mâinile. Doamne, Doamne, continuă ea, te voi sluji, fie-ți milă de mine. Se ridică și își plimbă degetele pe claviatura unui pian minunat pe care ducesa de Jevră îl instalase în budoar. Acordurile se succedară mai întâi oarecum la întâmplare. Apoi armonia lor confuză se transformă într-o melodie pură, suavă.
Vocea Suzanei, la fel de suavă și mai cristalină decât sunetele limpezi ale instrumentului, își unia apoi timbrul cu armonia. Un concert minunat se înfiripă în odaia tristă. Cântând, Suzana uita de tristețea ei și, lăsându-se purtată pe aripile poeziei, își dăruia în întregime sufletul cântului. Ușa se deschisese de un minut, iar Brian de Lancaster apăruse în prag cu părul răvășit, cu fața scăldată de transpirație și cu veșmintele în dezordine. Văzându-o pe Suzana, ale cărei trăsături erau reflectate într-o oglindă atârnată în fața ei pe perete, Lancaster schiță un gest de admirație mută. Apoi înaintă în vârful picioarelor și își puse mâinile pe spătarul scaunului pe care ședea Suzana. Sfârșitul capitolului 8. Dacă doriți să aflați secretul tumultoasei și mult încercatei vieți a frumoasei Suzana, precum și parcursul marii iubiri dintre ea și Brian de Lancaster, vă invit să ascultați continuarea acestui volum vizitând www.cărțiaudio.eu. Vă doresc audiție plăcută în continuare!